Aseară n-am putut să dorm de agitație, de stres, de... Când am venit în oraș, m-am dus la firmă să-i fac asigurarea, că astăzi îi crăpa fierul să meargă cu ea. Bună seara! Bună seara, națiune! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara. Hai, vă salut cu tot respectul. Bine ne-am găsit. Să trăiți, domnul Grama. Cum a fost la târg, la Ghiro, dacă... Domnul Sebi, ce să spun? Într-adevăr, un târg foarte bun pentru 2 ani de suferință, de criză, de context COVID-19. Astăzi am văzut culoare pline de oameni, oameni care umblau la cumpărături. Deci nu mă așteptam, sincer, să văd ceea ce am găsit aici la Timișoara, place foarte mult și era ca pe vremurile bune, să știi. Deci n-am mai văzut cu măști, cu figuri, cu distanțare. Domnule, se poate și fără asta, într-adevăr, foarte frumos. Mihai, am fost la Cluj astăzi și încă la Cluj, mă duc și mâine într-o vizită. Am urmărit-o pe Nora și am părât-o la Radu că o băupălincă am uns 4 ani. O zic că poate că a fost din cauza frigului, știi? Și la Cluj a fost fain, vreme bună, soare, 0, 2, 3 grade. M-am întâlnit cu o grămadă de cunoscuți, cu oameni faini. Na, am zis că mă duc numai la mici bere, dar am tocat vreo 20 de milioane. Ai avut de unde, domnul Traian? Ai avut de unde și de aia ai tocat? Las că nu-i voi, știi ce? Am nevoie și mai am, știi? Mâine mă duc, am cumpărat niște ursuleți faini mici, mă, în care încape 270 de grame de miere cu ciuci din ala pentru ceai, pentru cafea ăsta. Am luat 100 de bucăți, dar mi-au luat-o fetele din Cluj și acum mă duc și mai bag cât încape în mașină, că am luat borcane o grămadă, știi, și nu prea încape. Sunt cu mașină mică, cu un Ford Fiesta. Și apoi mâine mă duc și mai iau vreo 300. Că bune alea, de atenție de una alta. Da, perfect. Să știți că și eu săptămâna trecută ne-am mai luat 2 paleți de borcane de la Cluj, fiindcă știu din surse foarte sigure că veneau din Ucraina și îmi spuneau fetele din depozit de la Perpetuum pe o parte, ce-am luat o parte de la altcineva, zice, domnule, suntem cu stocurile pe gata, ce am adus acum era via Republica Moldova, mă rog. Dar zice, se termină și trebuie să ne facem stocuri, că zice, s-ar putea peste o jumătate de an să trebuiască să cumperi borcanul de sfeclă roșie cu 3 lei și borcanul gol e numai, cum să zic, e mai scump un borcan gol decât care astăzi unul cu marfă în el. La cum s-a scumpit gazul și acum trebuie să mai iau niște informații direct de la o firmă de la Sighișoara, direct de la producător. Nu știu cu cât le face, dar mă interesez. Dar va fi o criză de ambalaje pe piața internă, cu siguranță. Și, păi, bănuiesc că în Sighișoara, sau nu cred că de la Sfântul Gheorghe. Erau niște ungurei simpatici care tot de la ei cumpără. Nu, ăia le aduc din Ungaria, să știi, atenție, că știu filiera. Deci nu, dar, nu. Aha. Eu la că noi... Vă spun că la Sighișoara e fabrică de sticlă și mai era la Avrig, unde se făceau și globuri și tot felul de povești de astea, dar cu siguranță o să vedeți niște modificări de prețuri la tot ce înseamnă ambalaje de sticlă și sfatul meu e pentru cei care vindeți miere cu amănuntul să vă faceți provizii. Dom'le, borcanele alea le iei și le pui bine, dacă le folosești anul ăsta e bine, dacă nu la anul. Dar un lucru e clar, nu o să le luați mai ieftin decât dacă mai găsiți astăzi. Că în orice caz, eu am luat dintre ultimele și, mă rog, mai am rezervat încă un palet la cineva. O zis că îmi dă cu 95 de bani borcanul, ăla de 720. Eu zic că o preț ok. Dar nu știm ce vom găsi peste 2-3 luni la prețurile care sunt la gaz astăzi.
Asta vreau să atrag atenția la cei de aici și la cei care ne ascultă. Da, mă refeream la borcanele de plastic, care cu 4 ani erau 1 leu, 90 și ceva de bani, îți mai reduce dacă luai mulți ieri și acum ai 1,20 lei. Deci nu-i diferență de preț. Păi, auzi aici, eu nu dau 1 leu și 50 de lei pe un ursuleț din plastic când găseam și luam borcanul de sticlă la, mă rog, 90-95 de bani. Deci nu-i tot una că vinzi mierea în ambalaj din plastic sau din sticlă. Dacă e mai ieftină sticla decât plasticul. No, deci altfel îți prezinți o marfă de top într-un ambalaj de sticlă față de unul din plastic, din punctul meu de vedere. Nu categoric, da. Sigur. No, dar problema e că eu știu din interior de la ăștia de la Perpetuum deja, care sunt distribuitorii pe țară de ambalaje, zice, am avut o ședință fulger, nu mai avem voie să facem discounturile de 10% la cei care cumpără la palet. La palet, borcane de 720 sau 1850 de bucăți și, mă rog, nu știm ce va fi. O zis, domnule, zice, nu știm ce o să facem când ni se termină stocurile. Aduceam din Republica Moldova și din Ucraina. Din Ucraina, categoric, a căzut totul. Zice, ce mai avem promisiunea că mai aducem niște loturi din Republica Moldova, dar încă nu se știe. Deci eu vă spun informația luată direct de la sursă. Acum, oricare puteți intra, întreba, mă rog, pe reprezentanții de vânzări zona care este, de exemplu, pentru Oltenia, pentru Moldova, pentru Transilvania, câte directoare de vânzări care, mă rog, cu băia stați de vorba. Și da, prețuri bune ați mai venit la Ghiroda. Domnul Drama, da. Dar să nu fie zvon cu borcanele astea, cum a fost și cu benzina. Dar nu-i zvon. Dacă auzi, eu mă duc și îți fac luni poză de pe palet, sau mâine, zic la cumnatul meu, să fac o poză de pe palet, sigilat paletul, și să vezi cu eticheta de Ucraina. Și dacă tu îți imaginezi că de acolo mai vin borcane în următoarele luni de zile, te înșeli. Fiindcă drumurile sunt blocate, distrusă, fabrica nu știm dacă mai există, mai funcționează, sau e bombardată, deci cu siguranță în următoarele luni nu va mai intra nimic în țară, fiindcă era foarte ieftine de acolo, deci era mult mai ieftin față de ce se producea în țară sau de ce veneau din Ungaria sau din altă parte. Și mă refer la borcanele astea uzuale mai mari, 720, 314, 370, cam asta e situația. Deci eu am informația direct din depozit care, mă rog, mă cunoaște toată lumea de acolo și eu dacă eu dau o baxuri de borcane, tot la preț de palet mi le dă, sau 100 de borcane, sau, mă rog, că acolo există o regulă, de exemplu, faci comandă prin mail înainte cu 24 de ore. Ei, de exemplu, livrează în țară prin Transpalet, au contract cu o firmă de curierat, livrează capacele, cu altă firmă de curierat la Transpalet, livrează paleții cu borcanele, în 48 de ore ajunge oriunde în România. No, că am zis, domnule, n-am acum spațiu în mașină, că mai aveam alte chestii, deci o lasă că ți le trimitem acasă cu Transpaletul. No, sunt foarte bine, dacă nu mă costă nimic, sigur, eu ce le-am plătit, mi le trimiți acasă. Dar mi-o zis, zice, la o zi după ce am plătit cu cardul acolo pe loc, o mai vrut un cumnat de-a meu să cumpere un palet și a zis, mă sună fata și îmi zice, Mihai, îmi pare rău, am avut o ședință fulger, nu mai avem voie să facem reducerea pentru fidelizare, care tu ești client de, nu știu, mai mult de 10 ani și cumperi atâtea mii de borcane, zice, nu mai pot să fac nici o reducere și stocurile suntem la limită, mai au nu știu ce sticle, ce damigene și ce chestii și restul, zice, nu știu ce... O întrebare... Face și ce vom vinde în următoarele luni. La ce preț reușiți să luați voastră borcanele? Acum, de exemplu, mă duc luni și mai iau un palet la 95 de bani borcanul de 720. Dacă faceți un drum la Gorj, eu le iau la 0,75 fără niciun fel de ofertă, de la un depozit angro. Mă rog, asta e altă treabă. No, Gorj și capacele, că am văzut în Târgu Apicol, erau 40 de bani, iau undeva la 28 de bani alea cu... Albinuță, așa, 22, 24 de bani, 26 de bani maxim și la Cluj.
la un depozit, este un tip unuvescan care vinde și, mă rog, astea cu albinuțe, cu nu știu ce aici. Deci, la celălalt 20... depozit este 90 de bani, deci e cineva care a luat câteva tiruri de marfă. Oricum presupun că asta este mersul. Deci fiind război, majoritatea veneau... Deci știu că borcane vin din Republica Moldova foarte multe, că am tot discutat cu el și i-am zis că l-am rugat frumos să-mi ia și mie borcane de la față. Îi rusește pe palet. Exact, nu mă interesează ce scrie pe palet. Eu sunt niște borcane tot de 0,72, exact cum sunt astea, de intră un kilogram în ele. Și sunt ori cu 6 fețe, ori cu o fețe, ori octogon, ori hexagon sau cum se cheamă. Da, și... eu folosesc pătrate, exact ele de 720 la pătrate. La fel că de aceeași chestie ca și la rotund, 720, volum interior, dar e pătrat. De alea știu sigur că doar din Ucraina veneau. Da, mă rog, acum când s-or termina, mă profilez pe alt ambalaj, că n-ai ce face, asta este. Știu de asta din Republica Moldova, de asta v-am zis. Deci nu știam de Ucraina. Deci vin scrise în rusă, la fel, dar să știți că tot Moldova. Acum, dacă nu o fi fabricate Moldova și o fi importate... Nu, ăla e traseul, să știi. Intră în Republica Moldova din Ucraina și de acolo vin în România. Deci eu știu cine aduce, vinde la alte firme tiruri întregi de borcane. Și au zis, Mihai, nu mai pot să-ți dau, zice, la care îi dădeam două tiruri de borcane, acum i-am mai dat așa de ordinul a 2-3 paleți și zice, i-am zis, bă, fii atent, luni viu și iau un palet. Mihai, să fie luni, că dacă nu vii luni, marți, nu mai ai de unde, să fie clar că ultimile deja sunt vândute. Eu vă spun ce am aflat de acolo acum, Sebi, să găsești tu la Gorj până la anul și la mulți ani, m-aș bucura că venim acolo și luăm. Dar eu deja am 3.000 de borcane în stoc și poate mai iau încă vreun palet și mă descurc anul ăsta. Da, e un complex Plătinii și exact la intrarea în oraș lângă Târgu Autosucces și o știu majoritatea, e la liber, nu e ceva deosebit. Da, da, știi cum e, depinde ce stocuri a avut acel cineva și acum, mă rog, e o chestiune de zile până se va... Dar pe tot ce are și la noi nu e vânzare, e orașul mic, 100.000 de locuitori, pui Clujul cu jumătate de milion. Păi asta da, că la Cluj știu eu 3 firme care vând borcane la nivel de tiruri, nu de paleți, de tiruri de borcane și la prețurile astea. Ba nu, chiar 4 firme în Cluj. Da, și acum depinde, dacă un oraș mai micuț undeva, nu știu, Gorj, de exemplu, la voi și are ăla un stoc imens, sigur că vrea să scape de el și acum prinde momentul și își vede marfa vândută și cu bani în buzunar. Dar nu știu dacă cu banii ăia mai cumpără el, că așa mi-a zis mie un tip de la Cluj, a zis, Mihai, mă duc în Republica Moldova și eu nu mai cumpăr borcanul cu cât îl vând ție astăzi, eu mâine cu aceiași bani nu mai cumpăr borcanul de acolo. Deci cam așa stau lucrurile. Băi, să fi înșelat, că eu vreau, să mă fi păcălit ăla, că vreau, dar un pic trebuie speculat și avut mare grijă. Acum nu trebuie să fie o tragedie, că nu s-au gătat borcanile din lume. Dar știi cum e, borcanul în primul rând e un material și un lucru neperisabil, la cum s-a scumpit carburantul și gazul și toate astea, deci domne, ăla să nu-l fi scumpit de acolo, dar efectiv transportul de acolo până aici deja îți va mai adăuga ceva în plus la ce vine de acum încolo. Înțelegi? De ce există stoc în țară? Da, poate îl vinde încă la un preț. Liniștit, a dispărut el uleiul de floarea soarelui care noi în România producem de 10 ori cât. Cineva a fost ieri în Germania să cumpere ulei în nu știu câte magazine în Germania și nu a găsit ulei. Deci, nu-i de glumă. Să știți că toate chestiile astea se lasă cu niște repercursiuni ce grave. Ce mă deranjează pe mine cel mai mult, pentru că au început la TV să discute chestia de urmează o foame mondială. Adică, înainte când au zis de COVID, ba, și a apărut și 2 ani a făcut toată populația pușcării, iar acum discută de foame, frate. Auzi, foame, Sebi, mie îmi spuneau bătrânii, bunicii mei, mă rog, din partea mamei i-am cunoscut mai bine, zice, dragul moșului, zice, orice război, primul război, al doilea război mondial, s-a lăsat cu foamete, cu o criză mare alimentară. Zice, nici n-aveai bani și nici n-aveai de unde și ce să cumperi.
Și zice, Doamne ferește de un război. Deci asta era vorbele cu care au murit ei ăștia, bătrânii. No, da, noi bine, n-am prins pentru noi. Țară, nu este de acord, e mare țara aia, dar fac și eu că la Rusia ce dracu, ca după ce cau jumătate de continent, nu le ajunge, mă, să-ți mai iau o pauză. Bă, degeaba, că ăla care are vrea să mai aibă și ăla care are să plânge întotdeauna că n-are și de fapt cam așa stau lucrurile. Da, un lucru e clar, ruta de miere China-Ucraina și care intra din România mierea din Ucraina între 6 și 7 lei, care știu din surse foarte sigure, aia s-a închis deocamdată, s-a încheiat. Da, există premize să ne dăm poliflora la 20 de lei la angro. Deci, bă, deci foarte serios vorbim că se vor ajusta prețurile de nu vă imaginați, fiindcă neamțul cere miere și va avea nevoie de miere și mierea din România, polifloră, salcâm, ce vreți voi, îi recunoscută și catalogată ca wow, o miere foarte de bună calitate. Dacă s-a închis robinetul de acolo din Ucraina și 100% închis, deci nu mai avem niciun dubiu, deci v-ați convins, drumuri distruse, firme, clădiri, tot praf și pulbere, da? Dacă mai încearcă să aducă, de exemplu, din China, eu știu pe alții care vând alte diverse și zice, bă, s-a scumpit transportul, un container de marfă care vine din China în Constanța, de, Doamne ferește, nu vă imaginați. Deci imaginează-ți că și mierea care venea din China cu un preț în urmă cu un an de zile, astăzi va veni cu alt preț. Da, deci așa că poate pe o parte o să avem de câștigat, să zicem, cei care producem alimente diverse, nu contează ce. De la până deja, la tot ce înseamnă deja, deja la Rășcanu, scuzi domnul Mihai, deja la Rășcanu a ajustat prețul la polifloră, 14 lei plus 0,8. Da. Ok. Și să vezi tu la noua producție dacă va fi sau nu va fi miere, cât o să dea... Și referitor, la, referitor din ce știu așa, ce am mai citit, da? La container, vineau cu 4.000, 5, pleca cu 4.000 acum un an, 2, 4.000 așa? Dolari pe container și acum e 18.000 de dolari pe container. Despre ce vorbim atunci cu cât va veni mierea din China? Nu și ca să fie rentabil aici. Dar deci... sperăm să nu mai vină, dă-mă, Doamne. Ok, și nici din Ucraina nu mai vine. Clar. Și atunci ne bazăm doar pe producția internă. Că asta își făcea domnul ministru probleme în urmă cu gândește-te prețul la miere în cazul în care unul care are un camion de 18 tone plătește 4.500-5.000 de lei asigurarea pe o lună sau pe 6 luni. Da. Deci ăia sunt ceva bani, ăia trebuie să se reflecte în miere. Corect. Păcate, ai făcut o tonă, două tone de miere, trebuie să pui 50 de bani. Dar, numai pentru taxa asta. Înainte era 250 de lei pe tot anul, asigurarea la... Știi ce vreau să spun, domnul Sebi? Eu am vorbit cu ministrul agriculturii, care e acum, domnul Chesănoiu, și eu am spus, domnul Grama, zice, avem o mare, mare problemă cu balanța comercială. Deci importăm carne, legume, fructe de nu vă puteți imagina. Zice, Doamne ferește, dacă va fi mai rău, o să avem o problemă mare și trebuie să ne asigurăm producția internă din de toate. Deci nu a dat exemplu că miere, că legume, fructe, pâine, totul. Zice, trebuie să avem o siguranță alimentară și zice, trebuie da, Mihai, să acord cu tine, restricționăm dar nu exporturile. De țăranul român și dai 50 de bani pe kilo de lapte și îl dai în supermarket cu 5 lei de 10 ori valoarea. Pentru că eu cred că se vor mai corecta și chestiile astea și la țăranul român cu laptele, se vor mai corecta și prețurile la cereale, că asta este și la toate. Deci se vor reașeza păi și lumea e într-o mare schimbare. Se corectează, dar nu mai avem vacea, e problema. Că dacă de 20 exact. De ani nu a fost plătit... Da, foarte bine așa. Punctat, oricum, domnul Ionuț. La legume, la legume și place. La fructe... La legume și la fructe nu-i problemă că avem producție internă, din doar păcate, că se strică. Domnul Ionuț, să spun ceva. În urmă cu niște ani de zile, într-o iarnă, mă rog, neavând ce face, am lucrat într-un abator, că mă pricep un pic și la chestia asta, și tăiam vaci, vite, viței, vaci în special de astea de reformă, mă rog, care le scoteau din us, din ferme și de la țărani. Și, bă, deci nu făceam față să sacrificăm 80-100 de vite pe zi. Și am întrebat pe băieții care lucrează încă acolo și au zis, Mihai, tăiem 2-3 vaci pe zi.
Bă, zic, și atunci voi cum dracu, pe ce luați salariul? Sunteți sustenabili? Zice, nu, nu mai sunt vite, s-o gătat. Țăranii nu mai cresc, nu mai au, fermele numai care dau faliment și își lichidează stocurile sau care au recâte una vreo problemă, un defect sau așa, reformele. Deci e o problemă, să știi tu. Crede-mă că e o problemă mare, dar cineva cândva se va trezi și va trage un semnal de alarmă. Când noi eram eu... Zicem, mersi când cu eram... albinele, că știi ce? Cu albinele fugi dreacu în pădure, în munte și n-ai treabă. E problema pentru cei care stau în marile orașe. Doamne ferește, de orice blocaj, de orice... Îmi ziceau ăștia acum, în urmă, cu vreo două zile, când cu motorina. Bă, zice, nu mergi să zic, nu mă duc, bă, că zic că am rezervorul jumătate la camion, mă duc, fac două salcâmuri cu ăla și ajung până în munte și nu mai trebuie. Da, o n-ai. Cât o fi, bă, 100 de lei să fie kilu și tot îmi iau două gălezi de motorină și îmi fac treaba și cu asta basta. Pe mine mă deranjează acum frigul. Ia zi-ne, Eugene, nu te deranjează frigul? Ați cumpit și puietul, stup? Bă, bă, asta e. Trebuie să te adaptezi la natură, nu mă deranjează. Dar ce să fac? Asta e. Hai să vedem ce facem. Deci eu, dacă încolo singura discuție care o voi avea și o idee fixă, durata de viață al binei. Și îl voi toca pe îl voi toca pe Mărtărit la cap până ne spune tot ce știe el. Păi, treabă că poate răspunde. E lucru care mă interesează de la el în momentul ăsta. Restul ce vorbim noi de albine, vorbim și batem piua, apa în piua de 10 ani de când e hangul ăsta. Băi, Eugene, păi ia și întreabă-l că poate răspunde. Bă, dar ești pe aici, bă? Este, e acolo. Păi degeaba spune-mă, Eugene. Degeaba spune-mă că nu se adaptează la noi. Dar mă, sunt niște chestii de finețuri, mă, lasă-mă. Dar ești, mă, pe aici? Lasă-ne, Eugeniu, că o mers să-și ia țigări. O mers în Peco acum, aș cumpără țigări. Dă-i pace. Zile, Eugeniu. Stai că acum cât am terminat de alimentat mașina, mă duc la albine acum. Bă, dar poți să vorbești 5 minute cursiv? Zi. Ia fii atent, durata de viață albinei e tema. Și vreau să o atacăm cu, 1. Ce e cu canalul ăla care ți-a apărut acum, Dan Mărgărit Canada? E al tău? Nu. No. Păi și i-ai dat lui ăla voie să facă? Tu știu că au copiat cine a vrut, cine n-a vrut au copiat așa. Bă, una e să copie pe Api Șerban, de exemplu, și alta e să apară acum... A mai apărut, a copiat și ăla, japonezul și... Ce, eu știu cine vrea, n-ai văzut ce a fost acolo. Așa, bine, hai mai să nu ne vizualizări, nu? Pui și faci să... vizualizări, cui îi interesează, zi? Păi asta e, că e un business, tu n-ai niciun drept eu să interzici ceva? Eu vreau, acum îi sun, pe, adică îi sun, acum îi contactez pe aia de la YouTube și dispar de peste tot și gata, bună. Așa, hai să încheiem. Și atent, durata de viață al tine e tema. Oh. Hai că nu te las cu asta. Păi depinde, că la voi e cald, la mine ieri erau minus 40. Ascultă-mă, mă, în general, nu mă lăs loc cu braja asta, încerc să mă triplez. Da. Ia, Eugene, înainte de a răspunde Mărgărit, de ce nu faci un rezumat ce scrie literatura rusă de durata de viață albine? Cum ori crescut... Da, bă, de Eugene, bă, la ruși la, scrie că între... Bă, lăsați-mă pe Dan întâi, bă, că pe ăsta are treabă să duce și nu mai prind. Dane! Zi! Ai zis odată într-un film, într-o filmare de-a ta, că toamna în hrană, mai stai așa, stai așa un pic. Gătare, mai bagi niște șmecherii. E adevărat sau nu? Depinde ce înțelege fiecare prin șmecheria asta, depinde fiecare ce vrea să facă. Deci, pur și simplu, dacă faci un tratament aiurea, poți să strici albin, poți să strici albin. Dacă faci ca singurele, dane. Da. Singurele tratamente de care ai zis clar, au fost păducele de gât și varoa. În afară de asta, mai bași ceva toamna preventiv în hrana de completare? Nu. Deci, v-am mai zis, la tratamente, deci depinde de la an și an. Pot să nici nu fac varoa. Uite, acum mă duc într-o locație în care
Hai să închid cu baroc, am înțeles. Nu, stai ca să înțelegi, că altfel de mă întrerupe și nu înțelegi. Deci, din 100 și ceva de locații, am tratat 40. Restul de 60 și, în toamnă, n-au luat niciun tratament. Primul tratament ăla de anul trecut, din primăvară, de pe vremea asta, e până și ziua de astăzi. Deci nu trebuie să tratez. Eu nu tratez de an surd, așa, eu asta zic. Deci dacă trebuie să tratez, voi trata. Acum mă duc, de exemplu, într-o locație în care nu am tratat în toamnă. Deci aici unde mă duc s-a făcut anul, mai bine de un an. Am tratat anul trecut pe 22 februarie și acum mă duc iară. Deci așa tratăm. Deci noi nu tratăm de an surd. Am, pot să spun, de exemplu, până să dispară medivetul, când nu a mai fost fumagilină, că a fost un fel de problemă. Noi ne-am oprit din fumagilină cu mult înainte de să zvonea că o să pice medivetul, nu? Deci știam. E, acum o altă companie a luat patentul de la ăștia, de la cine a mai rămas din medivet și să face din nou fumagilina pentru nosemoză. Au fost ani în care ne-a ciupit un pic nosemoza. Anul ăsta, de exemplu, posibil să avem ceva probleme. Deci anul ăsta probabil, adică probabil, discutăm, chiar am discutat ieri, să facem tratament pentru fumagilin în primăvară acum. Dar rest nu tratăm. Preventiv sau din analiza văzut ai? Zii. Preventiv sau ai văzut că ai nosema la analiza de laborator? Nu, vai, să vezi, nu să nu vezi. Bă, dai deci preventiv am avut, de exemplu, un proiect, am trimis regină la să le numere spermatozoizii din spermatecă. Și au făcut analize și pe nosemoză, pe albinele care însoțeau măcile și apar spor. Nu mulți, dar apar. Deci de-aia zic, avem suficiente indicii în care să vedem ce vom face. Deci probabil că vom trata. Asta e discuția până dacă iasă chiar nouă, deci de ieri. În rest, nu tratez. Dar asta tratez nu trebuie să ia lumea după mine. Tratez de forță majoră sau tratez preventiv? Nu de forță majoră, tratez pentru că am. Dar aici, la nosema, de exemplu, e o poveste mai lungă. Deci nosema, dacă îi faci un tratament ăsta cu fumagilin odată și la revedere drum bun, nu faci nimica. În primul rând trebuie să vezi ce nosema ai. Sunt două, e Apis și e Serana. Lasă-le, nu le repeta, că le știm. Zi. Păi da, dar dacă ai Serana, de exemplu, îți trebuie trei tratamente. Dacă ai Apis, îți trebuie unul. Deci de azi zic, ascultați povestea cap-coadă. Deci dau unul sau dau trei? Sau nu dau niciunul? Deci depinde de ce găsești. Deci de azi zic, totul trebuie calculat la naiba. Deci nu dau așa de am surda. Deci noi avem Serana. Deci noi trebuie să tratăm de trei ori. Dacă aveam Apis, tratam o dată. La început, când a venit eu aici, aveau Apis. Tratam o singură dată. Toate stupirele tratați sau numai după aia care iese la analize? Nu, în sirop. Toate iau în toamnă, au luat în toamnă. Deci toate iau în toamnă, când preventiv. Când tratam, toate luau în toamnă. Găleata aia era... Când tratez, auzi, nu era găleata aia când puneam firme, că a zis că vine siropul cu cisternă, medicamente, antibiotice. Și acum exact asta se face la voi. Voi copiați și să ajunge după 10 ani acolo. Noi nu mai tratăm și voi tratați. Totul e cu întârziere acolo. O întrebare. Spuneați că tratați pentru varoa la temperatura asta anul trecut. Testele le faceți acum la minus hăt grade cu totul, da. Wash mite? Da. Deci teste să fac la wash mite acum, tratez, mă întorc după 42-45 de zile cum s-o nimeri, iau panglicile afară și verific din nou. Dacă apivarul nu funcționează și sunt cazuri în care n-a funcționat, nu funcționează, probabil că le dau un formic până la 40 ceva de zile începând de acum, teoretic ar trebui să avem și noi temperaturi suficiente ca să poată să-mi permite să dau un formic sau altceva. Dar ce înseamnă suficient? Poftim? Ce înseamnă suficient? Nu te aud. Ce înseamnă ce? Suficient. Cuvântul suficient la tine. Suficient înseamnă să-mi cobor
pentru ce ne propunem noi, eu v-am zis. La noi ne propunem suficient pentru... ca temperatură. A, pentru formic? Trebuie să ai undeva, la formic trebuie să ai peste 12, 14, 15 grade, acolo ar trebui să fie. Deci seara, pentru cel mai frig, n-ar trebui să cobori undeva la vreo sub 10. Poate să zică lumea că poate să coboare și la 5 și la 6, se evaporă mai greu, tot felul de... Deci eu vă zic cum fac eu, deci cum fac alții sau cum înțeleg alții tratamentele partea a doua. Doamne, dar fă o paranteză, te rog. Cel mai important, foarte, foarte important este mecanismul care dă voie la formicul ăla să se degaje în stup. Deci faptul că pui formic, poți să-l pui de exemplu și la 85%, dar dacă nu ai mecanismul ăla care îi dă o anumită cantitate pe durata unei zile sau așa, acolo e problema. Acolo cea mai bine o vezi când e căldură. Deci se evaporă mult prea mult și ți-ai stricat albinele. Deci toată chestia e... Ia, dezvoltă subiectul mecanismul ăsta, mecanismul. Ia, dezvoltă subiectul ăsta. Păi nu știu, pe ce le puneți? Eu am văzut puse și pe hârtii igienice, și pe prosoape, și pe ce găsește omul pe bucătărie, nu? A calculat cineva cât se evaporă în unitatea de timp? A calculat cine, sau am văzut... Uite, poate e Nea Traian aici. Sunt niște trocuțe, eu habar n-am de ele, care niște hrănitoare. Se pune direct lichid acolo. Cât se evaporă pe suprafața aia? Nu știu. Deci e greu să vorbesc de astea. De exemplu, pot să vorbesc pentru un mask, de exemplu, ăla e ca un gel înăuntru. Și se pare că gelul ăla degaja mai mult decât ar fi... Nu te mai auzi, mă. Nu mare semnal. Ai trebuit și au fost să găsești, să găsești soluția corectă. Altfel, cu formic îți strici albinele. Formicul e foarte bun. Dacă dai sub doză, nu prea funcționează. Dacă dai peste doză, îți strici albinele. Deci acolo, dar altfel e un tratament foarte bun. Dar de-aia zic, astea, improvizații de-astea cu bureți, cu, nu știu, cu hârtie igienică, cu, nu știu, cu ce mai pune lumea, bucăți de tricou și de-astea, nu pot să-ți dau un răspuns pentru că n-am nici cea mai mică idee și nici nu vreau să am. Deci Formic Pro, din câte am, nu știu, mai m-aud, Formic Pro, m-aud? Da. Așa, Formic Pro ăsta, care e tot de NOD, deci ăștia care produc mask-ul, pare să fie mai bun. Noi am luat, avem, nu știu, 6 palete am luat, sau nu știu cât, Dumnezeu să nu fermă. Și vom trata dacă avem probleme și au fost probleme. Canada are probleme la ora asta cu păduchii destul de mari. Deci nu noi, în toată Canada. A fost anul secetos, călduri. Dale! Da. La noi o cercetătoare. Da. Se numește doamna Cioveanu, care a zis că în România deocamdată nu avem păduche de gâci. Posibil, deci eu nu zic. Deci hai să o luăm altfel. Deci păduchele, deci Acarapis, Acaparis woody apare prima oară în Isla la White, apare la voi în Europa, la voi, în Anglia, da? De acolo s-a mutat aici, da? Deci aici s-a mutat de până 80, l-au văzut ăștia. Deci prima oară când, și de fapt dacă stai să iei după istorie și când ăsta zi, Brother Adam, începe proiectul cu Buckfast, prima cauză a fost pentru că la vremea respectivă păduchel ăla care se mai spune și The Silent Killer, deci ucigașul în liniște, deci nici nu-l auzi, nici nu-l vezi, a decimat toată populația de la albina neagră. Atunci au rămas fără, că aveau rezistență pe orice. Deci l-a făcut păduchii de Trahei, a făcut varză. Le-au decimat albinele. Și atunci Adam, de fapt, atunci a început proiectul, s-a gândit să creeze o albină care să reziste la asta. Alelalte au mai dat-o de garduri, au mai rezolvat ceva. Deci e greu să cred că în Europa nu sunt. Pe de altă parte, nu pot să zic că sunt sau nu sunt. Europa, mai ales România, voi tratați, să tratați și să tratează în continuare cu fumigații. Fumigații pe bază de amitraz ajută. Dacă s-au făcut fără număr, dacă e să mă întreb, să ghicesc, probabil că nu aveți. Deci ăstea ajută. Ajută fumigațiile, ajută formicul,
Deci la noi, la ora asta, nu mai e o problemă zi. Păduchile Traheal. Dar sunteți cu ochii patru. Poftim? Dar sunteți cu ochii patru pe el. De uitat ne uităm. Deci, nu, deci cum să zic eu, ca să tratez, de exemplu, deci când a venit o prima oară, se trata cu plăci mentolate. Era rău. Era plăci mentolate când le dădeai, le scoteai afară din ladă de le luau dracii. Punea cristale de mentol pe niște cartoane și le dădeai cu din alea. Iar făceau ca naiba. Deci omorau. Te găseam morți și jumătate de locație. De la, făceai testele, îi găseai. După care au început cu formicul. Deci noi, iar mă repet, noi nu putem trata decât cu ce e aprobat. Când au aprobat să va să aducă formicul, de exemplu, atunci s-a folosit formicul. Atunci le-am dat un bine zi, un tratament foarte bun. Atunci Canada a scăpat de mult, mulți din păduchi. Formicul pe noi ne-a ajutat. La fel și în America. De exemplu, la noi, oxalicul e aprobat. Îl putem da. Americanii nu. Deci americanii l-ar da, dar n-au voie. Deci de-aia zic, discutăm de două lucruri total diferite. Deci eu discut pe ce pot să dau eu, ce găsesc eu aici. La voi e altă mâncare de pește. Voi da. Ai zis că Uniunea Dracu Apicultorilor a aprobat cu greutate amitrazul la voi. De ce cereți amitraz? Nu mai face față, nu mai fac față medicamentele voastre? Nu, dar noi n-am avut, noi 9 zi, la vremea la care au început să ducă discuții, proiecte, trei analizate, toate, ce impact are la miere, alea, au durat, cred că, cel puțin 4-5 ani până să aprobe amitrazul sub formă de apivar să-l aducă în Canada. Deci noi n-aveam puțin. De ce l-ați cerut? Poftim? De ce l-ați cerut, dacă aveți rezultate cu alealte? Pentru că nu aveam, la vremea respectivă aveam cum a fost din checkmate și aveam zi, apistan, atât. La revedere, drum bun. Nu era formic, nu era oxalic, nu era nimic. Deci toate astea trebuie să aprobate. Deci când stai pe două medicamente, e rău. Pentru că dacă unul nu funcționează, îl încerci pe al doilea. Dacă aici al doilea nu funcționează, ți-ai dat foc la valiză. Și atunci s-a aprobat prima oară ăsta zi, apivarul, care pe bază de amitraz. Și de atunci cam stăm cu el. Problema e că am stat de an bunișor de zile, dar acum deja sunt peste 10-12 ani de când o fi aprobat, nici nu mai știu. Și începe să șchiopăteze, să dea semne că mai doar ateuri. Dar deocamdată încă nu e desperiat. Dar sunt situații și la noi și la americani în care să văd cazuri în care își creează o anumită rezistență sau cazuri în care nu funcționează. Nu funcționează, e impropriu spus, pentru că noi când spunem nu funcționează, noi ne uităm la un medicament să-mi dea eficiență de 98-99%, 100% ar fi ideal, nu? Ori el dacă îmi dă o eficiență de 70%, eu zic că nu funcționează. Atunci când zic nu funcționează, asta înseamnă. Deci eu nu dau tratament, fac banii și timpul și astea ca să omor 70%. Dacă omor 70% din păduc și rămân 30%, la ora asta, stupia nu văd toamna. Nu e apucă zi recolta de toamnă. De asta zic. Eu când zic nu funcționează, la asta mă refer. Tu o să mai vorbești? Nu prea. Uite, acum am ajuns. Mă, 5 minute, poți să mai vorbești? Zic, acum am ajuns la bine. Mă uite zăpada de un metru jumate, nu știu cum intru acolo, dar văd. Eu am încheiat, te prind alta, să trăiești sănătate. Nu știu, deci vă pot asculta dacă se afară, în telefonul mi se descarcă destul de repede, asta e altă problemă. Da. Hai, sănătate. Numai bine. Deci vă ascult. Brenea Eugene. Da, doamna Chihoveanu nu e cercetătoare. Ce e, mă, doamna Chioveanu? E pe acolo, pe șeful, pe la rabă. Hai, mă, lasă-mă, mă, cu braja, mă, lăsați-mă, mă, cu prostile, mă. Iar ne la cearcă. Brenea Eugenie. Nu sunt, bă, nu sunt eu cu patru clase în măsură să-i declin competența cercetătoarei ele. Gata, și-am încheiat discuția. Brenea Eugenie, stai așa pare? Că eu nu... Stai un pic, eu nu mă contrazic cu ea, dar... Cum ți se pare de faptul că toate țările din jurul nostru au păducile de gând, numai noi nu le avem? O fi barieră naturală, Dunărea, de acolo nu are voie să treacă păducile de gând, sau cum?
Păi carpatina nu facem, Adrian. Aha. La graniță, la Ungurii, ai trecut la noi în carpatină. Ne, Eugene, păduchele de gât a fost ca, e ca ciuma. A fost, a făcut ravagii, acum gata, nu mai face ravagii. Domnul Mărgărit, eu nu microfonul. Bă, Margarita, bă, Dane, închide microfonul. A, stai așa, eu îmi încărcam ce trebuie pe aici. Hai, hai că-l închid atunci. Drepte că da, prin varachetul să pe scară largă folosiți, s-au dat fumigații atâția ani. Hai să încheiem cu Varoa. Pornește cu păduchile de gât discuția. Păi da, dintr-una de în alta. Deci atâta timp s-au folosit varachetul. Păduchile de gât e păduchile de gât, Varoa e Varoa. Da, e un pic. Sunt prin fumigare. Varachetul prin fumigare o cam curățat albina de păduchile de gât. Dar de niște ani buni, parte din apicultorilor care nu s-a dat varachet și s-ar putea să fie iar o problemă cu păduchile de gât. S-ar putea. Nu zic că neapărat e o problemă, dar s-ar putea. Ai păduche altupar, ai păduche de gât în stupirea? Nu știu, n-am căutat niciodată. Nu știu, n-ar vreau să vorbesc, că nu știu. Neugene, Chihoveanu a zis că la analizele pe care le-a făcut ea nu a găsit niciodată. Acum, la ce tehnologie au ai noștri și dacă l-o cunoaște sau nu l-o cunoaște, nu mai știu ce să zic. Pentru că au fost atâtea analize trimise pe la noi, bă, pe la laboratoare. Neugene, stai mă că nu e așa. Sunt oameni care le-au murit stupii, sute de analize trimise acolo și nu s-a găsit un diagnostic. Despre ce credibilitate te mai aștepți la laboratorul ăla? Da, auzi, dar amitrazul nu omoră și păduchele din gât. Eu știu că amitrazul prin fumigație îl omoară, da. Dar vezi că, repet, sunt ani de zile în care de când unii nu mai folosesc amitrazul prin fumigație, ăsta va rachetul. S-ar putea să aici pe acolo să cam apară. Bine ar fi să nu, dar pui rău înainte, întotdeauna. Și atunci te pentru rău că... care îl pui tu înainte, cu ce tratezi de păduche de gât? Nu am soluții, nu știu. Mă, ai tratat până acum de păduche de gât? Nu. Dar nici n-am văzut simptome de alea, cum le descria Dan. Să migreze albina pe peretele frontal al lăzii și să se facă stupii mici și albina să fie acolo, să nu poată respira și alea. Dacă, Doamne ferește, o să am problemă, o să fac săpături. Deocamdată n-am avut-o. Am văzut, era de la o universitate de asta din America, nu știu ce cercetător, și făcea niște teste pentru păduchele ăsta de gât și spunea că foarte simplu poți trata stupina cu o turtă, un șerbet de zahăr făcut în casă cu ulei de floarea soarelui sau cu margarină. Din cauza la uleiul ăla, păduchele nu se mai poate migra. Mhm. Uhum. Deci e foarte simplu, faci un șerbet de zahăr, pui 500-700 de grame la aia, dar când amesteci zahărul la din pudră să-l faci turtă, îl amesteci ori cu ulei de floarea soarelui, ori cu margarină. Dar în general ulei de floarea soarelui. Pusă turta pe tub și nu... Rețineți la urmă și când apare Margarit, iar să-l întrebăm ce părere are. Auzi, acum... Am încercat? Ăsta era, nu știu ce, cercetător științific de la o facultate, de la o universitate de până apicolă de până California sau nu știu de unde. Și a tradus și în română filmul ăla. Stați un pic să ne spună Dan, stați un pic, stați un pic, stați un pic să ne spună că e să consumă telefon. Ce ați văzut voi? Deci e adevărat cu turta. Deci ce se întâmplă? De cine vorbește el e Jamie Ellis de la Universitatea Gainesville din Florida. La păduchele traheal, deci scurt istoric cum funcționează. Deci el se bagă în sistemul traheal de la torace. Deci unde sunt aripile, sunt cele mai mari. În engleză spune spirică la voi, nu era neabadea, s-a luat cu ăsta, cum îl cheamă? Cu Leo, când întreba pe unde respiră albina. În fine. El intră în sistemul traheal, se mulțește în general aproape similar cum face varoa, după care ăștia zic puii pe care îi dezvoltă în sistemul traheal vor ieși,
afară, prin aceleași zi, orificii. Acum, să știe că faptul că are păr, Albina are sistemul ăla de păr care l-are pe ea, dacă e impropriu spus păr, dar hai să-i spunem păr. Ei vor sta acolo și au capacitatea de a detecta albinele tinere. Pe ăstea vor să le infecteze, să le infesteze, da? Și atunci vor sta pe albina care a fost deja infestată, are puii ăia pe ea, iar în momentul când trece pe lângă o albină tânără, să mută, sare, trece de pe albina asta pe aia, să bagă în sistemul traheal din nou, iar să musește, iar iese, iar să mută. E, pânturta aia, dacă vrei, cu ulei, poți să diminuezi un pic posibilitatea asta să le derutezi, practic. Pentru voi ați încercat? Da? Poftim? Voi ați încercat? Nu, deci am dat odată sau așa, dar trebuie să ai, cum să zic eu, să ai alte variante sau în funcție de gradul de infestare. Dar ce se întâmplă? Turta aia, dacă o faci cu ulei vegetal, da? Deci amesteci zahăr, pudră, faci ulei vegetal, o pui, albinele nu se vor duce acolo, nu dau pe spate după turta aia. Deci e cumva un pic le resping. Albinele vor deveni uleioase, deci aveți grijă care faceți, cum faceți. Deci nu că n-am dat, am dat, dar n-am dat la scară mare. Deci albinele vor deveni uleioase, arată calea bătrâne. În schimb, ce ajută atunci când o albină infestată trece pe lângă una tânără și s-ar muta, ăsta zi, păduchile nu mai are capacitatea de a recunoaște care e aia tânără, care e aia bătrână. Și atunci se mută și el și se mută la noroc, știi? Aia e singura șmecherie cu turta aia. Dar pentru ei, la vremea lor, și mergea, funcționa, dar era greu, urât de tot în albine. Erau plăcile mentolate, erau plăci de carton, de format de A4, carton de la celular, de cutii de carton, și alea se făcea o soluție tot așa din, cum dumneavoastră se zic, grăsime vegetală și cristale de mentol. Și se făceau o baie, se băgau cartoanele, după aceea se scuteau la scurs și se băga câte un carton de la mentolat. Am încercat, am băgat jos o perioadă, pe intrarea de la Urdiniș. Le urca sus, ieșeau afară de cădeau în zăpadă. După aia am pus sus, le puneai pe ramele de sus, ieșeau pe Urdiniș pe partea alaltă. Deci e rău pentru ele. Dar, odată ce a fost posibil să facem formic, s-a cam terminat cu el. Ca să detectezi e destul de ușor pentru cine are, că văd că tot mai multă lume are microscop de ăsta, fac inseminări sau cel puțin pretind că fac inseminări instrumentale. Îți trebuie un microscop de disecție. Ăla nu mărește mult ca la anosem, ăla mărește de vreo până în 20 de ori. Și să ia capul jos, mai are pe torace, în jurul toracelor, să vezi că are un inel, care poți să-l tragi de un capăt și se duce roată-roată și deja se expune, după ce l-ai luat pe ăla de exa, ești la spiracle și se expun cele două trahei. Le iei, le pui la microscop, trebuie să le ții într-o baie cu alcool. Cred că am făcut un filmuleț. La trichie mai trebuie să faci cu alcool. Toată treaba asta e în alcool. La nosema e apă, îți trebuie. Și să vede infestare. Poți să-l vezi, poți să-l mărești, atunci chiar vezi pădutele. Sau să văd traheele, să văd închise. E un gri închis la culoare, că sprâne de păduți când e infestat. Iar ca simptome pe albine, vezi destul de multe aripi cu astea aripi. Albine cu aripi în formă de cadă la kilogram. Dar asta nu e numai pentru trichilmaiți, e și pentru nozema, găsești și la varoa poate să apară. Deci nu e ceva numai pentru trichilmaiți. Unul din care e mai specific pentru ele, la temperatură la care normal ar trebui să stea în ghem, albinele nu stau în ghem. Deci nu o să vezi ghemul, să-l desfac și te duc de regulă spre colțurile lăzii. Sau se duc, în cazul cum avem noi, Urdiniș în capac,
să duc spre Urdini și au nevoie de aer. Aer mai mult, aer oricum, dar cred că senzația e că se sufocă. Și poate să iasă și să plimbă pe zăpadă, deci să o ia la plimbare pe zăpadă, ceea ce e anormal. Da, cam astea sunt. Dar din nou, dacă ați făcut fumigații, varachete, zi, formic și alte chestii, teoretic n-ar trebui să aveți. Dar dacă sunt oameni care au microscop de disecție, e destul de simplu de făcut testul. Cum la fel de simplu e de făcut la Nosema. În schimb, la Nosema îți trebuie compound microscope, îți trebuie să mărești de 400 de ori. E microscopul diferit. Uf, că nu mai pot. Zăpada e mare. Na. Hai că îi mai iau un pic de pauză, că nu mai am aer și ne mai auzim dacă mai am baterie. Mulțumim! Mă aud? Hai! Mulțumim! Am lămurit-o și cu uleiul, da? Cu ce ați văzut voi la cercetătorii, nu știu care. Deci rămâne cum o zic eu, Bianca. Deci foarte tare mă deranjează când faceți pe șmecheri. Nu facem pe șmecheri, Neogene. Problema lui Aca... Asta o avem vrut, aici. Îi pune competențele Aca... la îndoială sau nu? Asta e întrebarea mea. Ne pune rezultatele la îndoială. Că de competențe, și fotbaliștii care joacă la echipele la retrogradare știu fotbal, dar rezultatele sale retrogradează echipa. Știi ce se întâmplă? Eu aș fi vrut ca Aca să meargă înainte, pentru că alături de ea am început, cum să zic, credeam în Aca, bă, reprezintă România, e bine să fie. Dar tot ce-au făcut a fost contra intereselor apicultorii, nici de cum în sprijin intereselor. Și acum ce să mai aștept de la Aca? Ce rezultatele? Rezultate. Eu nu vorbesc, că aia n-are treabă cu Aca. Tot ICDA-ul ăla, tot. Care sunt rezultatele? Nu este ICDA-ul. Că Bianca nu e de la ICDA-ul. Eu pe acolo știam, o fi acum, s-o fi mutat. Nu, e șefa la laboratoarele astea de analiză și nu știu ce. Așa, au laboratorul pe la facultatea veterinară, dar ea e șefa la, sunt mai multe laboratoare în țară, iar cel mai mare e la București și ea e șefa peste toate. Mi-a culpa atunci, nu. Am făcut o confuzie. Deci nu e angajat aici de aului. Vezi că am găsit filmul ăla, o să ți-l trimit, te uiți mâine la el. E și tradus în română, e mișto. Dacă Dan mai intră și dacă ne aude acum, 5 minute vreau să vorbească despre proteina vegetală și proteina animală în hrana albinelor. Dacă nu-i place subiectul ăsta, eu unul aș vrea să vorbească despre tratarea cu radiația polenului la ei. A zis-o el odată. Ceva mai mult decât ne-a zis atunci, vreau. Vreau iarăși, dacă mai are timp vreodată, despre proteina din polen și proteina de sinteză. Ce părere are el? Ce știe el? Eu atât am de zis în seara asta și ascultă restul. Eu vreau să știu doar cum de are atâta albine în stup și noi nu avem. Sau eu. Păi n-a avut ce te-a spus, hrănită bine, sănătoasă, tratată bine. Atât. Așa a zis el. Și hai să le disecăm noi astea, să tămărâm pe el cu întrebări. El ne-a zis data trecută cum. Hrănită bine, sănătoasă, hrană de calitate. Și tratată. Ma. Acum știi prin ce păcătuim și noi. Toată lumea vrea să afle secretul la Dan. Nu că fac eu pe avocatul lui, că nu-i caz. Dar Dumnezeule bun, mai mult ce de atâta, ce să zic decât ne-a zis omul ăsta? Ce poate spune în plus? Secretul. Ce poate el să spună?
Ce cred? Poate să spună să cred? Spună sau să zică, bă, băieți, nu mai am nimic de zis. Da, așa. Că noi dacă stăm de vorbă, ia face socoteala. Câte sute de ore de hanguri ați avut și ce ați făcut? Ați vorbit, bla, 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 să treacă timp. Da, Eugenie, bate-mă pe flot. Adică 99% ați vorbit, dar n-ați aplicat nimic de ce ați vorbit. Da, crezi-mă, tale. Să știi că spun așa 100% că unii au schimbat un pic pe aici pe acolo prin locurile esențiale. Da, esențiale, și a schimbat durată de viața al tine pe 50 de zile ca la Margarit. În urma, nu ai clima, nu ai situația de acolo, nu poți să aplici aici ca atare ce faci la acolo, cum ești în Canada. Că el nu a zis nimic de clima, a zis hrană, tratamente, hrană de calitate, tratamente. Vrei, eu spusei mai devreme. Eu spusei mai devreme că nu se potrivește ce face în Canada cu ce e la Dâmbovița. Hai să zic, Eugene, ca să mă înțelegi mai bine. Nu au zis nimic, au zis de tratamente. Nu poți să aplici un tratament pe an în România unde ești plaie peste grămadă, te calci pe picioare. Pentru că el are vetre fixe, unde stupinele sunt la kilometri una de cealaltă. Dar un tratament pe an făcut ca lume e suficient. Pentru că la noi nu se poate, că cadrul de infestare. Dacă o iau că nu poți să aplic, a zic, bă, dar retași din gură în plata ta acolo și lasă-le în pace. Dar sunt multe de tras de concluzii de la el. Și le trecem prin filtrul minții noastre să vedem și noi ce putem să facem să nu ajungă la 50 de zile, să ajungă la 48. Adi, ai văzut că n-are nimeni stupilui acolo, chiar dacă e aceeași mediu, aceeași chestie, nu sunt și la ceilalți ca la el. Hai, poate fi și la românul celălalt, am văzut că o fi, dar și lui din secret. Nu sunt așa de conștiincios, nu lucrează atât de conștiincios cum să lucrează în firmă. Și acolo există mult hobby, există mulți care nu alocă atâtea resurse stupilor și rezultatele sale. Ba, ba, ba. Și ăla de lângă el, care are turnul pe trei corpuri, să nu crezi că și ăla nu e interesat cum dracu fac ăștia de ajung pe 8 turnuri, 8 corpuri turnul. Știi cum e? La Formula 1 toți piloții sunt interesați să câștige, dar câștigă aia care pot. Așa e și în apicultură. Vor fi da, și alții interesați, dar nu toți pot să managerieze stupina la nivelul la care o fac ei firma. Din ce poate, Dan, să dea pe gură, să dea. Eu nu-i cer, spune-mi secretele tale, Dan. Poate să răspundă prin da sau nu, sau posibil. Când zice posibil, bă, băieți, nu pot să vă zic. Dar asta dar nu înseamnă... Sună-l bre mâine, sună-l bre mâine și poate spune așa. Bă, nu vreau să-l sun, că n-am eu timp să-l sun. Aici discutăm și îl chemăm în cercul nostru. Și noi, cu câte două urechi fiecare, ori 14 când suntem cu 28 de urechi și cu, 14 creiere, era să zic 28 de creiere, să vedem ce, cum, ce putem să facem și noi. Nu pentru 50 de zile, repet, pentru 48 de zile. Da, Eugene, mie mi se pare că problema e mai bine ne întrebăm pe noi ce am făcut din ce am auzit. Că parcă tot cu orizontal, suntem tot cu ramă, da, dar tot cu iernare pe 5 rame ca să nu consume mult, tot cu maidaneză că ai la te scumpă. Bă, iernăm pe 5 rame, că nu putem să iernăm pe 10, mă, lasă-mă, mă, dracu, în pace, mă. Cine le crezi că ar ierna pe 10 rame? Păi nu iernăm pe 10, că nu le dăm mâncare. Ce e așa de zis? Hai mă, lasă-mă, măcare, mâncare de râzduie, mă, lasă-mă că nu le dai mâncare. Mâncare le dai de calitate, să zicem că e miere, purtă proteică, le dai de calitate, că ori le dai de unde dracu le dai, ori le dai polenta al tău. Domnule, vara, stupul trebuie să stea încules zi de zi. Bă, n-auzi. Noi ne uităm dacă, la el și zicem... Dacă la zicem, noi nu stă cules... Noi zicem așa, are miere. Păi dacă are miere, nu contează că nu-i cules. Nu e așa. Deci tu, dacă nu are cules, nu se dezvoltă, stagnează. De a doua zi, de când nu mai... Da. Păi dacă nu are cules la noi în fiecare zi, hai dracu să ne lăsăm de albine. Nu e... zonă geografică de albine. Bine, Eugene, nu trebuie să te lași, băi. Crește-te.
Băi, Eugene, nu trebuie să lași, mă, atâta se poate la noi în țară, atâta facem, la ei se poate mai mult, ei fac mai mult. Băieți, dacă, ascultă-mă, dacă la alți tupar se poate mai mult decât la mine, înseamnă că se poate, mă. Păi da, se poate, asta zic, faci cât poți la noi în țară, că și la noi în țară sunt unii care fac 3 magazini, ascultă-mă până la capăt, și la noi în țară sunt unii care fac 3 magazini în Păculesc și sunt unii care fac o singură magazie la Floarea Soarelui. Nu, nici la noi în țară nu toți suntem la un stas. Ideea e că nu poți să țintești să ai la noi 8 magazini de 3x4, nu o să ai niciodată în România. Și nici în Europa, nu în România. Nu în loc de 3 să am 8, în loc de 3 să am 5. Nu spune tu mie că al stupar a ajuns la concluzia că mai mult se poate, s-a culcat pe ureche și gata. Asta e, așteaptă bătrânețea. Acum fie vorba între noi și aș vrea să aflu de la Dan în plus față de ce am aflat. Și chiar am uitat de 1000 de ori la filmele lui, am luat tot ce se putea lua. Dar ce să spună omul ăsta în plus? Chiar mă gândesc și pe de altă parte. Ce să mai spună în plus? Că e cu noi de un an de zile și a spus absolut, zic eu, absolut tot ce se putea. Bă. Nu zic că... Hai să facem un dialog. Deci, să nu creăm un orizont de așteptare pentru cine ne ascultă, să-l prind pe Mărgărit când spune secretul ăla, ce nu l-a spus până acum. Eu zic că nu există secretul. Nu mă interesează secrete. Mă interesează experiența lui. Că secretele, în ghilimele, nu ți le Dumnezeule, dar ce să zic în plus față de... În toată mâna e Eugene, mă. Mâna e Eugene, mă, ta vrei să spună ceva ce vrei ma ta să auzi, dar el nu poate să spună lucrul ăla. Nu vreau să auzi, bă. Este singurul stupar care a zis de iradierea colenului în hrana proteică. E singurul din toată literatura asta virtuală care este. Gata, i-ai dat temă de casă cu omul are de lucru, ai la job, nu poate opri jobul să... Da, mă, e la job, mâine să le spună, păi mâine, nu ai zis acum. Hai că ai găsit motivul pentru care n-ai stupit Gădan Mărgărit, că n-ai instalație de ramze gamma. Bă, asta n-are nicio treabă asta cu producția lui Mărgărit. Mă n-auzi. În primul rând, faptul că iradiază corenul, nu îi iradiază de proști. În al doilea rând, știți și voi că polenul păstrat, chiar dacă îl congelezi, dezvoltă foarte multe ciuperci care dăunează albinei. Și ei au ajuns la concluzia că dacă îl iradiază, diminuează aceste ciuperci, acești pungi. Nu are voie să importe polen neiradiat, că e riscul să bage, să contamineze stupinele. El dă polen de la iradiat la o colonie care are acum 6 kg de albine. Noi, dacă am avea același polen, l-am dat la o colonie care are un kil jumate de albine. Mă aud? Acum da. Da, doamne, dezleagă misterul, că așteaptă lumea secretul. Ați văzut că eu v-am și spus, eu polen n-am colectat și nu o să colectez. Dacă colectez polen, e valoare în polenul ăla, nu ca pe îndoială de treaba asta. Dar nu pot să colectez și polen și să fac și miere multă. Multă, când zic miere multă, înseamnă multă. Nu, eu-s mulțumit cu atât. Da? Deci una, doi la mână, nu am bază meliferă să pot să am surplus de polen și să-mi afectez într-un fel sau altul producția de miere. Deci, noi importăm polenul. În general, producătorii care aduc polen, deci la turte proteice, dacă aici se dă polenul ăsta, nu există companie pe fața pământului, într-o țară civilizată cu oameni responsabili, să bage polen neradiat în turte pe care le vor vinde. În cazul în care ceva apicultori au probleme, te dă în judecată, îți ia și pielea de pe tine. Ție ca producător. Deci nu se riscă absolut nimeni. Iar polenul este știut și Neașanese a zis, e ca un burete, îți atrage tot, bacterii, locă, toate se pot duce în polenul ăsta. Deci te joci cu focul rău de tot. Și atunci soluția care iese, iradiază polenul pentru a fi sigur de ceea ce bagi în turte.
Noi turte dăm numai cu polen. Deci eu nu dau cocârți de ăsta cu nu știu ce praful care... Nu știu sau de. Deci nu știu ce prafuri care au o marjă de proteină sau așa. Deci noi dăm turte de polen, cu polen în ele. Iar ca să bag polen în ele, să pot să am o anumită stimulare, ceea ce vreau eu să am, nu ceea ce spune mie internetul sau revista, trebuie să bag polen în ele. Iar ca să bag polen, trebuie să fie iradiat ca să fiu sigur. Asta e toată, nu nicio inginerie. Dacă avea polenul tău, l-ai iradiat? Categoric. Am încheiat discuția. Mulțumim, doamne. Deci nu mă risc. Ia zi de proteina animală, proteina vegetală la albine. Dacă te aștepți de așa, n-ai să-ți dau rețetă de proteină, de turte, nu o să-ți dau. Nu, mă! Aceste două tipuri de proteină. Eu spun atât. Proteină care vine din polen, atâta spun. Noi, ce dăm noi, în rețeta noastră e 25% polen. Gata, să trăiești. Din Spania polenul? Din Spania l-am adus ultima oară. Păi, din ce știu eu, nu pleacă din Spania neiradiat. Nu au voie să-l pună pe vapor până nu-l iradiază. De aia, dar vezi tu că noi trebuie să ne asigurăm. Noi am mai luat din astea castane, din astea. Dom'le, ca... Deci, de exemplu, când se cumpără package-uri, era o vreme când veneau din Australia. Australia se bate cu pumnul în piept că ei n-au varoa. Vreau să zic că package-urile care intrau în Canada trebuiau să aibă panglici de ceva, de apivar, de apistar în cutie. Deci nu țirea nimeni, deci nu se riscă nimeni. Deci noi nu avem varoa, păi dacă nu aveți varoa, la ce băgați panglici? Noua Zeelandă, se laudă, Australia nu se mai laudă de mult. Apropo de polen, Noua Zeelandă are păduchi de n-ai tu păr în cap, zici tu sănătos. Australia să fie sănătoși. Spuneți-mi de polen, 25% calculați proteina din polen sau 25% masa polenului? Adică... Masa polenului. Ok, mersi. Ce am reținut de la Dan este că și dacă ar fi polenul lui, tot l-ar iradia. Dar nu ăla e scopul de bubuie stupii. Iar polenul iradia care vine și intră în țară, chiar dacă au pretenția că e iradiat, ăla de-l cumpără. Există două variante acum. Aia e că zic eu fac turtele, da? Mă duc, iau din Spania, la aici, domnule, l-am iradiat. Îmi dă un certificat în care scrie că l-a iradiat. Eu îl cred pe ăla pe cuvânt, nu? Că-s băiat fain. Fac turte, îi ne dau lui Janese, e mor stupid și Janese o să duce. Duce în Spania, se duce la mine. Mă dă pe mine în judecată, la tribunalul ăia se judecă cu mine. Iar face să dau judecată, să iau niște cașcaval. Stai așa că ăsta... Mi-a zis mie cineva în Spania că e radiat. Altă țară, altă legislație, nu te bagă nimeni în seama. Deci eu nu m-aș risca. Și atunci îl radiază, chiar dacă ar fi radiat în Spania, mai radiază o dată aici. Dar nu există companie, deci sunt câteva care fac astea turte proteice, nu există companie să vândă turte proteice care să conțină polen, iar polenul ăla să nu fie radiat. Aia e zi. E o bombă cu ceas. Și cine face așa să joacă cu focul. Dacă ai noroc... Ai idee cu ce iradiază? Ai idee cu ce iradiază? Deci la iradiat sunt două tehnologii. Cu unde gamma și cu fascicul de electroni. Ăstea care le iradiază aici, cred că sunt cu unde gamma. Să iradia, aveam un centru aici relativ aproape, la vreo 5-600 km, dar acum ăla l-a desfințat și cred că trebuie trimite până la Vancouver. Mă gândeam, poate nu în România și poate în dracu cu niște ultraviolete. Nu, aia pe de ploaie, aia e vrăjeală. Mă gândeam și eu. Nu, deci iradiază exact pe sistemul care se iradiază, eu am mai zis asta. Exact pe sistemul, instalația e bine, timpii și așa, nu mă întrebați că habar n-am. De exemplu, poți să iradiezi lăzi cu rame înăuntru care au avut loc americană, de exemplu. Deci echipament care, în teorie, ar trebui să-l arzi. Aveam și un preț în care puteai să iradiezi lăzile, deci ca să nu pierzi echipamentul. Dar era în funcție de câtă miere ai. Dacă e căpăcită, trebuia să le bage de 2 și de 3 ori instalația de iradiet. Deci nu le lua din prima. Și atunci intrau și rame pe care erau puiet, intrau și rame cu păstură, să zic. Dar dacă aveau miere, aia să țin minte și erau zi... și mierea era căpăcită, trebuiau introduse de 2-3 ori instalație. Dar e aceeași instalație care iradiază, de exemplu, tot ce reprezintă chestii de sterilizat medicale, de la, nu știu, periuțe de dinți,
Pampers, deci ceva trebuie să fie zero. Deci aia înseamnă iradiere. Zero să fie sterile, nu cu lampa și cu becul și cu... Deci nu știu, mi-e greu să zic că funcționează. Deci nu văd de ce cineva ar folosi instalații performante când te-ai putea duce cu lanterna pe ele. Dar probabil că nu funcționează. Iradierea influențează calitatea polenului? Nu, iradierea îți omoară tot. Deci tot ce există, microb, tot ce există, deci nu știu dacă e garantat 100%, dar dacă e să ghicesc undeva la 99,9999, ceva de genul ăsta. Deci exact, astea, siringile sunt iradiate, astea de unică folosință. Nu credeți că cineva le spală cu alcool și le ține sub becuri de ultraviolete. Alea sunt iradiate. Acele de siringă, tampaxurile pentru femei, alea, absorbantele alea, Pampers, perițe de dinți. Deci, bun, nu știu, echipament medical, nu știu. Aveți medici acolo, întrebați medicii. Da, mulțumesc. Asta e sistemul. Deci, toate produsele astea trebuie iradiate. Deci nu există că face cineva o periuță de dinți și o bagă în pungă și acolo fi mască și mănuși. Că noi nu avem acces la asta, dar poate că ar fi bun un tratament cu ozon. Zic și nu. Eu, atâta. Nu știu. Da. Hai că m-am zic mai ceva de proteină animală, proteină vegetală. Care crezi că e mai asimilată de albine? Sau care crezi că nu e asimilată deloc? Nu mă încerca să mă tragi de limbă. Eu ți-am zis ce dau. Eu dacă îmi dai o turtă de asta de cocârți cu prafuri, cu ultrabia amestecat cu apă și cu soia și cu nu știu ce, eu nu dau. Păi dar bun, și noi ce putem face dacă nu putem iradia polenul? Nu știu. Deci, din câte înțeleg eu, deci eu nu știu ce turte să găsesc pe piața în România. În general, lumea le laudă, nu știu, sunt câteva companii care fac. Înseamnă că ceva, totuși, un aport îl aduc. Eu nu zic că sunt total... Deci există un anumit aport pentru, să zic, furat start, creștere de puieți, cum vreți să-i ziceți. Dar, din nou, turtele astea, deci, în concepția mea, cum le văd eu, deci, anul trecut, de exemplu, eu de 2 ani nu dau. Deci n-am dat. Pentru că tot timpul în toamnă când verificam, aveam rezerve de păstură. Anul trecut am avut secetă groaznică. Acum avem zăpadă de m-am împotmolit, de bea am ieșit. M-am tras cu lopata afară. Mi-a ajuns zăpada la brâu. A trebuit să vină spre deal pe sus. Azi că pun și camera să vedeți unde sunt. Și a fost secetă. Am avut de la aia s-a pornit și un pic de problemă legat de varoa. Iar rezervele de păstură n-au fost cam cum ne-am fi dorit noi sau cam cum ar fi trebuit să fie. Și asta nu peste tot. Deci sunt cazuri și cazuri. Deci locații și locații. Când ești împrăștiat, una are, alta n-are. Sau alta are pe la jumate. Dar și în cazul ăsta am comandat. Deci turtele noastre că luni sau marți vor ajunge. Mergem după ele să le luăm. Dar... Și atunci dăm. Dar eu nu dau din ianuarie, dau să pornesc, să turez motoare, să vrăjeală, nu știu, asta și expresia, a tura motoare, nu știu ce motoare, să turează. Dar dacă ai da? Păi dau, o să ai dau. Ai face rău? Aș face, pentru că planul pe care l-am eu am totul calculat. Totul calculat pe o creștere constantă sau mai accelerată sau mai frânată pentru o anumită perioadă de timp când eu trebuie să ajung la maxim. Ori dacă dau de sule așa, mă trezesc în decembrie că e frumos afară, hai să mă duc să arunc o turtă și mai dau și un sirop. Și păi și cum le prânesc? Eu mă trezesc cu ei că dau pe afară și eu încă am zăpadă pe jos. Ce fac cu ei? Cum le prânesc? Ai zis că le accelerezi sau le prânesc? Cum le prânesc? Păi am mai zis, lasă-mă că iar încep de mă doare capul. Am zis cum se accelerează, cum se frânează. Nu, cum se frânează? Ce faci? Închizi urtinicul să-l mai aducă polen? Nu, vai, îl deschid la maxim. Pe zile de frig, îl dau înapoi. Îl răcesc dacă trebuie. Îi iau o ramă de puiet. Pot să-i fac orice. Îi dau o ramă, o zi, un lat, o cad de foiță. Deci, variante am. Deci nu stau în asta. Dar odată ce am pornit și pornesc și ia uite, am 10 rame, am 20 de rame, nu știu, și eu încă am zăpadă, nu mi-a ieșit nici pe pădia, ce fac? Păi ăștia, farmăreștea, nici n-au semănat câmpul și ai mei sunt deja în pom. Ce am făcut?
Așa arată bine, dă bine pe film, pe poză, pe nu știu, pe ce vrei să faci. Chestia e ce faci cu ei, deci totul trebuie calculat. Când îi fac ca să ce? Așa numai să-i fac să umfle... Bă. Așa, da, și eu. Mai mult pierzi, mai bine lași în pace. Lasă un stup în pace, ca experiență. Fă un palet și la el bagă siroape, pungi cu apă, cu sare, cu ce-ți vine la mână. Și măsori, decimetri, de puieți și așa. Lasă un palet în pace și compară-l cu ăla, să vezi ce se întâmplă. Domnul Dan, am și o întrebare legat de sterilizare. Da. În detailing-ul auto se folosește mașinăria de ozon, generator de ozon. Adică orice bacterie, orice miros urât în mașină, că ți s-a scurs un sac de gunoi în portbagaj sau, eu știu, orice altceva, singura variantă prin care se poate omorâ acele microorganisme este cu generatorul de ozon. E același care se poate folosi și în casă, dar în perioada în care îl pui într-o casă, într-un apartament undeva, trebuie să nu existe nicio persoană pentru că moare, efectiv. Deci, asta... Eu știu ce zici tu, dar eu te întreb așa. Deci tot ce există instrument medical de sănătate sau așa, crezi că n-a auzit nimeni de ozonul ăsta, de să ia mai nebun, iradiază? Deci eu când v-am zis, eu vorbesc de omorât de la bacterie, de la microb, de la virus, de la tot ce poate să există. Deci iradiere înseamnă complet. Deci șanse zero. Ozonul, nu știu, poate are un 80% sistem. Că mai există varianta asta. Deci există, e o confuzie între a steriliza și a dezinfecta. Una e dezinfectatul și asta este, alta e sterilizatul. Zice, am sterilizat Delta Piccolo și nu știu ce cu spirit. Aia nu. Deci n-ai cum să sterilizezi. Ai dezinfectat, aia e partea a doua. Deci mulți confundă dezinfectatul cu sterilizatul. Deci eu nu știu, dar mi-e greu să cred în lumea asta, pe fața Pământului, tot ce se produce și de uz personal, de instrumente medicale în general, îl vezi, ăia să nu fie auzit de ozonul ăsta. Mi-e greu. E de sterilizat. Uite, dau un... Deci, o secundă, că dau share la ecran. Deci ăsta e un aparat de sterilizat, îl folosești toți în industria de detailing auto. Deci, eu n-am companie de sterilizat, n-am de nimica, deci folosiți-l. Are ați întrebat ce dau, dar ce fac. Are doi electrozi care generează ozon. Dane! Da. Ai perioade de nană. Când proteina e de când polenul e de slabă valoare proteică sau nu? Am perioadă, deci acum în primăvară îmi va înflori păpădia. Dacă nu am invazie de vieni care să mănânce tot ce există pom de jur împrejur, voi avea, e ca un fel de afină, voi avea cireși sălbatici, de boschezi de ăștia în general și am suficient cât să îmi facă rezerve bunișoare de păstură. După care, până îmi înflorește rapița, am o lună de zile în care stau pe ce au adunat. Deci poate să-mi aduni un cat, două de miere, să căpăcească jumătate de ramă, câteodată trei sferturi de la păpădie. Într-o lună de zile, aproape că mor de foame. Dispare polenul, dispare mierea. Deci ca să produci populații, trebuie mâncare. Deci nu există că, domne, eu extract sau că dau siropel cu punguța cu astea. Deci nici nu le dau nimic de mâncare, dar tot ce și-au adunat în perioada aia, dispare. După care, odată ce se ieșite în rapiță sau așa, în canola după aia se duc. Dar am o lună în care nu am, n-am nimic. Și polenul de toamnă e bogat proteic sau e slab proteic? E bunișor. Depinde, am niște scaieți, mai sunt. Sunt lanuri de lucernă care unde e. Mi-e greu să uniformizez. Sunt locații care și la ora asta sunt tixite de păstură. Dar sunt și locații care îs șchioapătă. Mi-e greu să dau o chestie uniformă. Hai, că uite acolo, nu mai e mult. Se vede până acolo? Alo. Nu se vede?
Alo. Să vedem, mă, să vedem, mă, Dane, mă, dar pe mine mă pleacă și 50 de zile ale tăle, mă. Lasă-mă cu zăpada ta, mai mănâncă și. Hai, hai că mă mai duc o bucată. Mai ne asculți? Alo. Alo, salut, mă auziți? Ia, salut, te auzim. Da. Salut, da, Dănuț Ilie sunt. Da, m-a rugat un coleg, da, dumneavoastră sau Nicu Matei. Știm despre ce e vorba, zi! Da. În legătură cu iradiatul. Mă auziți? Alo. Se aude? Da, auzim. Da, iradieri tehnologice se pot face în București la Institutul de la Măgurele. Eu am făcut acum câțiva ani, adică am făcut câțiva ani la rând, după care am renunțat, am trecut pe turte din comerț. De ce ai renunțat? Din lipsă de timp, din comoditate, am preferat să cumpăr cu UltraBee, de când a apărut UltraBee. O avea rezultate? Da, eu îl făceam cu drojdie și drojdie polen și api invert. Mâne, Eugenie, mâne, Eugenie, să nu crezi că aia e sub rețeta succesului, mă, că bubuie stupic, că e polen. Mă, auzi, să eliminăm și asta. Băiatul, a văzut ceva în bine sau nu? Nu a văzut diferențe, să zic că... Așa, deci pică. Corect? Nu știu dacă pică, pentru că n-am văzut. Am o întrebare. Ne, Eugen, vreau să întreb puțin mai multe lucruri. Doza de iradiere... știu cei de la institut de acolo 10 sau 15 kilogrei. 10 sau 15 kilogrei, nu mai știu cât era, dacă e, mă uit pe un certificat din ăla că mi-a da. Bă, acum să fim bineînțeleși, prin iradiere asta nu faci polenul mai bun, nu îl îmbunătățești, îți elimini un risc. Da, eu l-am cumpărat de la cineva. Nu că îl faci mai bun decât ar fi în stare naturală. Mă, n-auzi. Polenul care îl dăm noi e purtător de fungi. Și Margarita a zis că e ca un burete. Da. Care atrage toate ciupercile. Așa e. Dacă ai noroc, nu se întâmplă nimic. Dacă ai noroc, nu se întâmplă nimic. Dacă ai ghinion, ai pus-o. Mă, ar fi o soluție și la noi treaba asta? Da, este soluția. Am discutat cu domnul director de acolo și, bine, mie mi-a... De regulă nu face chestii de genul ăsta, dar, cum să zic, trebuie să vii cu un volum foarte mare. Eu am venit și am așteptat, am lăsat polenul înainte de Crăciun. Ce înseamnă volum zis... foarte mare? Vreo 10 metri cubi. Asta ar fi realizabilă. Da, asta... De să strânge 10 metri cubi de polen, fiecare și-a sacii lui înapoi. Da, ei pun... toate în niște conveiere care se plimbă așa ca un trenuleț prin mărunc pe lângă... Înțeleg. Da, așa, da, și trebuie umplute alea ca să dea drumul instalației. Eu acum i-am spus că, domne, am 10 kg sau cât am avut eu. Și mi-a zis, atunci putem să vă ajutăm, așteptați, lăsați polenul aici și când am... Și 10 metri cu cât ar costa? Ba, nu știu, nu știu, eu am plătit câteva 10 de lei, 60-70 de lei pentru... 10 kg. Nu, vorbeam ceva oficial. A, oficial, nu știu să vă spun, trebuie să întrebați. Știu că era ceva de 1000 sau 2 de lei, nu era așa mult. Da. Deci n-ar fi un capăt de țară. Nu e așa scump, da. Nu e așa de scump, dar eu am, mă rog, eu l-am făcut de probă, am făcut 2 sau 3 ani, n-am observat cine știe ce. Am zis să fac față de apiluc, înainte dădeam apiluc. Și acum dau cu UltraBee. Deci se poate face, dacă vrea cineva să facă, de preferat ar fi polenul să fie uscat, că dacă duci puțin, mai stă acolo o perioadă în magazie și să nu avem alte probleme. Eu am dus uscat, după care l-am... N-ai văzut rezultate, dar ai mai face? Aș mai face, da, dar era foarte dificil cu amestecatul. Cu... Bă, nu contează, dar ai mai face? Da, aș mai face. Da, aș putea să fac și altceva, să pun câteva colectoare la familiile care le știu sănătoase. Eu l-am cumpărat și de asta am mers așa. Dar aș putea să pun, chiar am de gând anul ăsta, să pun colectoare la familiile sănătoase și
testate și să iau de la ele polenul. Dan, Dan a zis clar, și dacă ar fi polenul lui, tot l-ar iradia. Da, poate să transfer, să, e vorba de e vorba de puievăros, din ce știu, că transmite puievăros. Altceva, nu știu. Duce la puievăros, bla, bla, bla. Așa. Puietul văros, vorbesc de puietul văros, așa, nu mai vorbesc de locuri poate, și de, da. Poate altfel. Ascultă și producători ăștia cum e după lucru și poate pun și în calcul să facă o instalație de asta. Dom'le, eu am sunat. Puiet văros, ăla ar fi bine dacă l-aș lua numai pe ăla. Ce luați, cel mai periculos e că luați amândouă locile. Deci de puiet văros mai scap, dar de locă dacă e americană, ai furat-o. Deci aveți grijă. Deci nu știu, deci nu vreau să influențez pe nimeni. Cu ozon, cu polenul meu, cu... eu v-am zis ce fac. De-aia nu vreau să vă las după mine. Vă salut, domnul Dan, de nu țilie sunt. Da, eu tot așa, eu l-am iradiat pentru că l-am cumpărat. Nu am loc în stupină, adică, da, m-am gândit că dacă... pe viitor să iau de la câțiva stupi mai buni pe care îi cunosc, adică de la mine din stupină. Nu am așa mulți stupi să... Deci nu știu, sunt trei făcute, teste, e greu. Vedeți toată lumea acum, de exemplu, de câțiva ani, dar iar eu vorbesc și apar că vezi, doamne, când mă bag eu ce produce un ceas, e foarte laudat ultra-bio. Dacă vedeți ultimele teste al lui Randy Oliver, ultra-bio vine pe locul 4. Deci nu vine în față, deloc. Aia nu înseamnă, voi da ultra-bio, anul ăsta dăm și și. Dar de aia zic, trebuie să stai un pic și mai updatat cu ce se mai întâmplă în lumea asta. Deci, nu, eu nu zic că ultra-bio e rău, deci e bunișor. Dar... Bă, Dane, la noi se zice să fii la curent, nu e updatat. Da, deci eu l-am ascultat pe Randy Oliver acum două săptămâni. Are, nu știu, 20 de vizualizări pe YouTube, dar zi, cum îi zice, filmele nu sunt publicate. Dar ca să ai acces, trebuie să plătești la astea, nu știu. Da, dar, e cu donații. Noi, deci noi și donăm. Deci noi donăm pentru proiectul de cercetare, dar de regulă, na, multe s-aud când deja sunt vechi. Deci chiar dacă multă lume crede că în altă parte se dă ora exactă. Dar de azi, ultimul studiu al lui Randy Oliver aduce ultra-bio pe locul 4. Eu am cumpărat-o de curând o carte, am dat vreo 600, vreo 150 de dolari pe ea. E o carte online. Honey Bee Medicine pentru veterinarii, mă rog, nu știu cum se numește. Și nu m-am uitat, sunt niște, n-am apucat să mă uit, sunt niște grafice acolo cu... Dacă, nu știu dacă s-a la updatate cu turtele de polen, mă rog, cu locuitorii de polen. O să mă uit dacă e ultra-bio pe primul loc sau ce. Are și turte de polen făcute și tot așa, turtele cu ultra-bio din locul 4. Și pe locul 2 și 3? Asta nu înseamnă, deci, să nu se înțeleagă că nu-i bun sau așa, deci un supliment bun. Stai un pic. Deci dacă ultra-bio e pe 4, care sunt pe primele 3 locuri? Știi ceva, pe locul 2 i-a trimis unul, a făcut el o rețetă, dar nu știu încă ce și cum, făcută de el în casă, el vine pe locul 2. Pe primul loc cred că e Global Patty. Global Patty e făcută tot aici în Canada, noi am folosit, nu fac surferele. Dar de-aia zic, el testează mai multe, dar din nou, Adi, nu înseamnă că Ultra-Bio e un supliment bun. Întrebarea se pune când își face omul suplimentul lui sau când ia de la nu știu ce firmă. S-ar putea să fie, uite, ca ala din bucătărie. S-a făcut el curtele lui și a bătut ultra-bio mai departe. Da. De-aia zic, eu vă zic, chiar noutăți. Deci ăsta a fost, da, San Albert a fost acum cât, două săptămâni? Conferința. Da. Domnul Dan. Da. Numai puțin, am și o întrebare, că n-am fost de la început, m-au rugat colegii să intru să spun dacă se poate iradia la noi, eu am făcut iradiere aici la noi. Vreau să vă întreb că n-am fost de la început, dumneavoastră ce recomandați? Deci, polen, turte făcute? Atâta timp,
atât timp cât există o producător care face instrumente medicale sau așa, trebuie să există centrul de iradiere. Acum, iradierea, să fie înțeles, e pentru ăștia care fac cantități mai mari. Deci așa că mă duc eu cam 50 de stup cu două pungi de polen, nu știu dacă rentează și nu știu dacă te bagă ea cu seamă. Sau când te bagă în seamă. Mie mi-au făcut iradierea, am făcut câțiva ani la rând, dar tot, i-am dus cantitate mică și am așteptat până au avut o comandă mai mare să le unească, mă rog, mai multe comenzi mici să unească și mi-au făcut. Că da. Iau acolo ca un conveier, o bandă transportoare și intră într-un tunel. Da, le-am explicat colegilor, da. Păi adică vă bagă polenul dumneavoastră, l-amestecă cu polenul la altul? Nu, vorbesc de comenzi. Polenul meu ajunge acolo într-o cutie sigilată și când are mai multe, sunt acolo iradieri și de medicamente, cum a zis, și de articole medicale și seringi și de toate, mă rog. Diverse, și când se strâng mai multe comenzi de la mai multe firme, pun și cutiuța mea acolo. Știam că amestecă polenul. Nu, polenul nu se amestecă. Deci duci o cutie, nu ți-o desface nimeni, o pui acolo și ei o pun și după aia primești un certificat. Și spun la cât a iradiat, la 10 kg, la 15, la cât a fost iradiat. Da, eu n-am fost de la început. Domnul Morgării, ce recomandă? Să facem cu polen natural? Ascultă bine filmul, că... Mă auziți? Eu vreau să vă întreb... Da, eu nu... Ideal așa ar fi, eu așa fac. Eu nu zic că dacă nu are polen, n-are un anumit aport proteina aia. Dar hai să punem altfel. Dacă n-are polen, nu o să ajungă la performanțele uneia cu polen. Uitați-vă, puneți o pumpa mea cu polen în stup. Dacă vine polen de afară, pleacă de pe ea, nu se mai uită la ea. La aia de zi, de mirodenii, de prafuri, la fel se întâmplă. Atâta timp cât are, deci Albina spune clar ce trebuie. Are polen afară, nici la Ultra B, nici la B Pro, nici la Global Fatty, la nimic nu se mai uită. Deci nimic nu bate polenul. Deci ai răspunsul acolo. Ia spune. Dar dacă are să fie... fără polen și cu polen, pune una cu polen și una fără polen. Pune la care se duce, mai, care e mai atractivă pentru ea. Tot timpul citește Albina. Ok. Și turtele astea le faceți numai din polen sau mai adăugați și altceva? Mai adăugăm una altă. Am înțeles. Ok, mulțumesc de răspuns. Hai că mă apuc să desfac stube acum. Bate întâi vântul, da. Hai să stăm camera, să vede și altfel. Chit că ne-a... Hai să mă ridic mai sus ca să vadă. Se ocupă din cap în cap. Stai că... să las sus în loc de... Deci așa trebuie să arate, nu arătând de toți așa, mai găsim și morți. I-am trimis lumea Traian, ați văzut când am scuturat cu masca albastră în zăpadă, nu corespunde la revedere. Deci depinde fiecare. Deci de azi, nu să ia lumea după mine. Păi nea Traian să lăuda ca aici că de la Pălincă a plecat singura, a plecat din stup. Nu știu ce a scris nea Traian acolo. Uite, polen, nu polen, zi, nu trag doamne, dar se vede cuiet pe două, trei ani. Ați dezactivat camera, nu se vede. E netul mai slab. Deci nu, rame pâlpâite, decimetri. Vezi, măi, Dale, că n-ai semnal.
acu da. A? Acu da, și ce faci? Ne nebunești cu alea și gata, nu mai dormi toată noaptea. Atunci nu te mai nebunești, gata. Hai, hai să bat. Deci ne auzi, ne auzi, te bagă-l echipa lângă până, ai toată șmecheria. Vezi că nici tu mă metii că n-ai semnal. Scut, hai. Mă aud acum? Da! Dacă îmi rămâne baterie, aici, în locația asta, am două mărci de alea de care trebuiesc. Care am zis că mor matca. Dacă încă trăiesc, o să vă arăt acolo ce înseamnă albinerele. Să vezi cum sar pe mine. Bă, cel puțin în toamnă, dacă puteau, mă omorau. Bă, cam să sară un tip pe noi, bă, da, să sară un turn! Nu o garantică de albină! Păi nu, nu, dar... Am luat, ca ziceți lumea, că n-am încercat. Am încercat! L-am luat și am doi, aici am doi. Unul, dacă poate, te mănânc. Chiar sunt curios cum au iernat. Oricum... Le desfințesc pe amândouă, că nu te poți apucea de ei. Am și eu o întrebare. Se poate? Dacă, de exemplu, îi pui o turtă proteică, și mai degrabă fuge la rumeguș, care-i mai de calitate? Și mai vreau să spun o chestie. Rumegușul conține, cum îi zice, ăsta, celuloză, nu? Ca iepurile, de exemplu, castorul poate să transforme celuloza în proteină. Oare albina n-ar putea să o transforme? Zic și eu așa, întreb și eu, ca bolovanul. Nu, aici duce... pot să vă... De ce, de ce duce rumegușul în suc? Aici dacă pot să vă răspund eu. Spuneți dumneavoastră, mulțumesc. Da, ok. Pe baza a ce vede. Deci pe baza a ce vede, confundă. De multe ori, albina nu gustă polen. Deci albina nu gustă. Albinele care merg să culeagă polen, din ce am citit ultima dată, sper să nu fi înțeles eu greșit, pentru că e cartea în engleză și e cartea din 2021. Care am citit-o eu. Deci albinele nu adună polen după felul cum arată și după granulație. Și nu miroase? Nu. Din ce știu eu, nu spune nimic. Că acolo chiar era dat exemplu de ce se duce la rumeguș și la diverse prafuri din astea fine. Pe bază olfactivă, doar pe ce vede, pe baza a ce vede. Nu știu ce gustă, nu ce miroase? Nu gustă. Păi și dacă ai cărâță în butoi și butoiul e pus peste el capac și pe lângă o crăpătură de capac intră albina, cum dracu a văzut ea în fundul butoiului pe sub capacul ăla? Asta nu știu. Poate că are și... Păi, eu v-am spus ce am citit. Știți de ce am întrebat? Știți de ce am pus așa întrebare de asta? Iepurele, capra, castorul și câteva animale care poate să transforme celuloza în proteină. Mă gândesc, oare albina nu face aceeași chestie? Întreb și eu acum, nu citit, întreb doar. Eu asta n-am citit. Iepurele roade ca să șoțecească dinții și castorul, mă, nu mănâncă lemn. Nu. Problema la tine... E un miracol al naturii, poate să transforme celuloza în proteină, cam vă spun sigur asta. Dacă iepurele nu mănâncă lemn, cum să-l transforme în proteină? Problema la tine e că tu ești în plaș și ai rumeguși în curte. La mine albinele nu sunt după rumeguși, că n-am. Sunt animale, sunt mamifere care transformă celuloza, dar în zahăr, în zaharul, nu în proteină. Eu știu din ce am citit că în proteină... Celuloza este un zahar complex, un zahar lung, ca și amidonul. Și sunt animale cum ar fi măgarul. Măgarul transformă dintre animalele de casă, este singurul animal care poate fi hrănit cu ziare. Dar nu transformă în proteine, ci în zaharul. Cum mâncăm noi pâinea. Pâinea noi o mâncăm și se transformă
Tușul ăla îi prinde bine, tot tușul ăla după ziare îi prinde bine la măgar dacă îl hrănim cu ziare? Mă, dracu, măgar, nu s-a învățat cu ziare, a murit. Am făcut o sugestie. Păi nu mi se pare... Nu, am zis așa, are capacitate, are capacitatea, deci are o enzimă în stomac care are capacitatea de a dizolva domnul Tinu, asta e ca și paiele. Numai puțin. Celuloza nu este numai în ziare, este și în paie. Păi da, și orice animal hrănit cu paie supraviețuiește o perioadă, dar nu în bună stare, din ce în ce mai prost până moare. De acolo și vorba aia, apă, paie și bătaie. Bovinele n-au capacitatea de a digera celuloza. A, vedeți că nici la măgarii hrăniți cu paie nu le merge bine. Primăvara când îi scoți să împleticesc. Deci nu le merge nici la prea bine cu paie. Nu, eu v-am zis de punct de vedere chimic ce se întâmplă. V-am dat exemplu cu măgarul. Deci au o enzimă. Paiele sunt bune doar la așternut atâta. Paiele sunt bune să prălești porcul și la așternut. Păi, eu nu sunt crescător de măgari. Niciodată. Numai puțin că acum mă uit, încerc să găsesc în cartea aia că scrie despre rumeguș. Chiar sunt și poze făcute de Randy Oliver. Deci e o carte care se numește Honey, numai puțin, Honey Bee Medicine. Honey Bee Medicine for Veterinary and Practitioner. M-auziți? Da, mă, te auzim. Da, după ce găsesc, o să vă citesc exact textul. Chiar eu am găsit poza, am găsit, arată Bee Collecting, albine care colectează rumeguși, dar trebuie să găsesc textul unde scrie de ce îl colectează. Și revin. Da. Ok. N-o mai auzit, Dan, mă? Eu am găsit, am vopsit un gard din ăsta de fier. Cu vopsea și apoi am găsit foile toate, adică nu la toate, la unii stupi, băgați vopsea pe folie. Deci au propolizat cu vopsea. Cară și da, smoală. Și cu asfalt. Și cu asfalt. Și cu asfalt. Am găsit și eu stup care cărau smoală. Deci da, cară smoală dacă îi până la urmă. Brenea Eugene, ce tot vrei să-l mai întreb pe Neadan? Că a spus omul ce a avut de spus. Bă, mă, de unde știi tu ce vrei? Nu m-a luat capcins de înainte, bă. Vreau să-l întreb așa. Eugene, ce-l Ionuț? Păi l-ai zăpăcit, brei, că a spus omul ce a putut să spună, în restul a mai pus, mai pune da, mâna alta. Da, mă, și vreau să-l întreb pe altă temă. Ce, mă, care-i problema? Să spună niște lucruri pe care nu poate omul să le spună. De unde știi, pe Ionuț? Cine a avut de urei, de auzit, a auzit multe în seara asta. Eu așa consider. Vreau să-l întreb, acum câțiva ani a încercat în Danemarca o linie de backfast și a zis că să vedem cum merge și vreau să-l întreb, a multiplicat de ea sau nu? Asta vreau să-l întreb. Vă ripedeți ca pizda așa înainte. Da. Haideți că am găsit textul unde scrie. M-auziți? Da, mă, te auzim. Te auzim, întotdeauna te auzim. Și când tași, te auzim. Numai să nu zici în engleză, zi în românește, să înțelegem, da, dacă păi tot auzim. Da, scrie așa că, surprinzător, s-a demonstrat că albinele care culeg polen, ei le discriminează după mărimea particulei și aromă, nu după, nu, după factorul nutrițional. De da, aceea, deci după gust. Aroma înseamnă gust. Aromă, dar ele, așa, care zona? Aromă înseamnă miros. Albinele, da, când nu au polen, poate să colecteze și materiale de, cum îi spune, de finețe similară, de mărime similară cu polenul, cum ar fi mâncarea animalelor sau rumeguși. Din moment ce culegătoarele nu pot să guste polenul, nu poate să ingereze polenul, ei adună
și nu detectează dacă e toxic sau nu. Și colectează și polen toxic, destul de toxic încât să omoare o colonie. Deci ambrozia sau ce are polen toxic. Deci mitul s-a, cum îi spune, s-a lămurit, că asta era ideea. Că la început a zis că se duc doar după ce văd. Nu se duc doar după ce văd, se duc și după miros. Da, și după mai deci așa, eu am zis că poate am înțeles eu greșit. Eu am citit cartea asta, are 450 de pagini, citit într-o săptămână. Și nu țin minte chiar tot cum, da, mă rog. Plus că e în engleză și nu e grosă. Da, da, deci am lămurit-o și cu asta. Da. Păi l-ai văzut dacă ai albine în grădină și faci un grătar în curte, nu poți să faci grătar de ele, că-ți vine acolo să pune pe vegeta. Da, eu nu folosesc vegeta. Eugene, hai că Neada nu poate să ne răspundă, dar întreabă-l pe Ionuț, că spune el. Lăsați-mă, mă, că noi avem timp să vorbim o viață, mă, pe Dan îl prinzi rar. Și când îl prinzi, trebuie să taberi pe el, să nu-l lași. Dar ce voia să întrebați, că nu a fost atent? Păi da, aia bre, intră. Da, bre, fuge omul de noi, că l-a zăpăcit cu aceleași întrebări. Nu fuge, dar nici nu vrea să ne asculte nouă toate prostiile care vorbim între noi. Dar nici nu poate să spună ce vrem fiecare să auzim. A spus omul ce a putut să spună mai mult, a dat înțeles că nu poate să spună. Nu trebuie să-l forțăm. O să spui asta tu când insiști pe un subiect concret. Ori noi ne plimbăm pe toate problemele pe care poate să le spună. Și omul a deschis gura. Calpul ar spune, bă, n-am să mai spun, că m-a spus tot. Ne-ai, Eugen, ce vreți să întrebați? De unde vine concluzia asta? Din faptul că voi credeți că le știți pe toate. De acolo vine. Nu, niciodată n-am zis că le știm pe toate. Adrian, zici că merge cu vegeta, punem. Dar ce învățat de la el, bă? Eugene, să spun și eu două cuvinte. Domnul Dan nu are niciun secret profesional pe care nu-l poate destăinui. Deci nu are ceva că ține firma. Bă, n-auzi. Eu nu sunt prost. Am înțeles asta. Dar din toate secretele lui profesionale care nu poate să le spună, în seara asta a putut să ne mai scape printre dinți câte ceva. Care pentru cine consideră că e valoros, a dat și urechile și a băgat la creier și mai ascultă și mâine încoată, se mai intre odată. Am înțeles, nu-i zic, Dane, spune ce nu poți să spui. Ce părere ai da aia, ce părere ai da aia? Și din ce zice, noi tragem niște concluzii. Da, bre, Eugene, dar nu e fair play, că asta e psihologie inversă, zăpăcești omul până să scapă. Mă, dacă l-a zăpăcea, ar zice, ia du-te, mă, dracu, și lasă-mă în pace. Dar dacă omul nu zice și se întinde la vorbă, hai să-l lăsăm să vorbească. Să-l provocăm. Că nu vă gândiți voi că Dan e atât de fraier să scape nevrute ceva. Dar din ce poate să scape voi să tragem ceva și noi? Că așa să stăm noi, ăștia 62 care suntem, putem să stăm de vorbă. Deci, 68. Adriane, dacă zici că vine pe vegeta, ai încercat să pui și vegeta în turtă? Nu. No. În primăvara asta, faceți testul ăsta. Puneți o scumbie undeva agățată la soare, o scumbie asărată. Să vedeți cum o mănâncă pe toată. Sincer, am rămas în urmă, n-am dat nici proteică, nici energetică, că n-am dat deloc. N-am, cam stau, îți rămțâțuie curul. Cred că am puiet și deci n-am dat absolut deloc nimic. A zis că mâine puțin. Zi. Stai puțin. Bravo. Eugene, ai zis că se duce pe scrumbia sărată? Păi pe aia o scrumbie sărată, agățată în pom la soare, auzi, să vezi cum o mănâncă pe toată și la rămâne. Cine o mănâncă? Albina, că musca și viesparii nu se duc pe ea. Ia, ascultați-l pe Dan, vă rugăm. Albina, pune-și vorbă, zic. Deci fii atent, numai un pic ca să dai, le-am afumat de s-au dus. Asta de aici, ai de la perete, asta are păstură plină înspre perete, are puiet înspre mine, ăstea două sau trei, poate să aibă puiet, aici patru, una, două, trei, patru, ăstea garantat au miere, restul e păstură. Deci cam așa stau.
Stai așa. Vezi? Iar ai pierdut semnalul. E netul mai slab, dar asta e. Da, mă, săracu, dar el vorbește și nu știe. Spuneți-i că n-are semnal. Dar e în pădure, bre, ce vrei? Nu vezi că omul e în pădure, e cu la stupi acolo? Nu, da, e, dar mă doare sufletul, el vorbește acolo și crede că noi îl auzim. Problema e că dacă nu îl auzim, noi nu ne auzim nici el. Iar puiet la ora... N-am semnal? Nu se aude? N-ai avut deloc, Dane, ce ai explicat. Spuneam că la perete, partea dinspre interior, o să vedeți acolo. Eu nu trag rame, dar acolo e păstură pe față. Pe fața dinspre cuib e puiet. Cel puțin 3 sau 4 sunt rezervate de puiet. După care urmează una, două de păstură de sus până jos și restul până la perete în spate e miere. Miere care păstură trebuie să fie căpăcită de sus până jos. La ora asta eu nu trag, dar eu știu ce e în stup. Nu trebuie să trag rame ca să știu ce e în stup. Păstură de asta toamnă, nu? Da, da. E, noi putem așa ceva, mă, că nu putem. Hai că poate am aici. Am mai desfăcut unul. Acum se vede. Deci aici e la interior, e vecin cu ăsta. Am stai și dau un fum, că nu se vede nimic decât să se vede. Nu e ăla nebunul, a, ce sare în cap. Ăla e următorul. Asta are păstură pe ea. Are puiet pe partea asta, deci înspre mine, cum ar veni, spre exterior. Asta sunt rezervate pentru puiet. Asta are păstură. Ăstea trei de sus până jos fie de miere. La ora asta. Garantat. De-aia nu mă vedeți pe mine găleți, sirape. Deci eu îi dau în toamnă să-i ajungă. Eu nu stau să-i dau turte acum. Iar corpul de jos? Corpul de jos e la fel. E un pic diferit aranjat, dar e la fel. Eu nu stau să-i dau turte de apifonde și de astea. Aia nu stimulează nimic. Apifonda face să nu moară de foame, aia altceva. Dar stimulat cu turte de energetice nu există. Stimulezi când dai sirop. Aia altceva. Hai că mă nec aici. Cât fum îi dau. Benji, când i-a schimbat? Stai așa că las un pic telefonul jos. Că deschid ăsta. Asta e nervos. Sper să fie mort, să nu trăiască să-l machinim eu. Da, tare asta, sper să fie mort. E mare. De bun e bun, dar e mare. De bun e bun, dar e rău. Sunt mai negre, ne vezi că sunt negre. Se vede? Dai că pun una pe cameră, nu se face aici. Mi-a mâncat telefonul, ce tot. Nu știu care are telefonul, dar așa. Iau, trebuie toate. Înțeapă de zici că... Dar le vezi că-s negri, da? Au fugit toate jos. Lăsați, domnul Dan, că-s bune și alea la romantismul, că așa e. Păi bune, lasă, că nu trebuie romantism. Dar uite, de exemplu, în comparație... Dar ce-s, Dan, ciori? Uite-le numai cum... Ciori, ciorchine pe mâna mea. Uite-le numai cum fug. Deci au fugit toate, n-a rămas unul aici. Deci aia zic, fiecare albină e bună în felul ei și reacționează în felul ei. Deci ai văzut că l-am afumat pe ăla de lângă, uite, are puiet, are saică și se vede bine ăsta. Are vreo 3 rame, are puiet. Dar uite, îți mai pune și la camera. Nu i-am mai dat niciun punct. Nu ți-a apărut stupire, mă. Am luat și eu două răgălică, cineva a zis că eu n-am testat niciodată. Următorul palet, mai am o răgălică. Dar parcă nu-i chiar ca ăsta, dar ăsta, dacă poate să te mănânci, te mănâncă. Iar dacă te uiți la, uite aici, față-spate, ăsta a făcut 14, anul trecut, ăsta mi-a făcut 9, deci nu zic că n-a făcut ceva și ăsta. Dar la cât m-am mâncat, mulțumesc, nu vreau. Ăsta pleacă.
Dar de aia zic că s-a nimerit bine să vă arăt unul lângă altul, cum reacționează unul și cum altul. Era concluzia că mai faci și tu prostii. Nu numai noi. Păi nu, că de juca mă joc tot timpul, nu-i vorba. Uite, acum mă duc la ăla. Ăla din partea asta e la fel, e soră cu asta. Ăștia doi am avut aici. Uite, ăla negru de acolo, ăla mi-e hrănitorul pentru vânătoare. Am un de-ala zi, un tristand, cum spunem noi, un stand de vânătoare. Dar bagă vaci aici și joacă fotbal cu el. Și trebuie să-l iau și-l bag în iarb, că aici e protejat de gardul electric. Deci ăla nu-i pentru albine, dacă cineva crede că e de albine ăla. Dar ăla poate că n-ar stric, adică ăla nu merge. Ăla bagi în el grâu, porumb, ce bagi, are o baterie mare jos și are un disc. Îl programez la oră și dă drumul la boabe și discul în prăștie. Și vin căprioarele și mănâncă, sau cerpi, sau ce vrei să aduni acolo. Dar deja i-a schimbat picioarele de două ori. Când bagă vaci, îl rupe, joacă, îl găsești peste tot pântufele astea. Și când a băgat vacile, am verificat gardul. Că aia e prima grijă, e să am gardul să-mi funcționeze, că altfel să bagă pe între stupi vacile. Și m-am dus repede și l-am luat și l-am pus aici în toamnă și aici a rămas. Acum nu sunt vaci aici, dar câteodată mai bagă. Hai că să închid și eu paletul ăsta și mă mut la alt câine, în partea asta la altă. Mulțumim! Da, domnul Margarit, dar știți cum vine treaba asta? Dacă ați luat toată un Golf din Germania și n-ați fost mulțumit, nu înseamnă că nici celelalte mașini nemțești nu mai sunt bune. Mai trebuie să încercați și altele. Eu v-am zis că eu am văzut și de alea bune. Deci am avut și din alea bune, dar nu înseamnă că toate sunt așa. Dale, ai luat în Danemarca o linie de backpass și ai zis că multiplici de ea și tragi concluzii. Ce concluzii ai tras, mă? Că ai făcut asta cu câțiva ani. Ce concluzii? L-am legat de ce? Că ai zis că ai luat în Danemarca o mască sau niște mărci, le vei multiplica să vezi cum se comportă. Te-a mulțumit sau nu? Ne-a mulțumit din moment ce le avem. Așa zic, deci ai mers înainte. De cumpărat, cumpărăm tot timpul. Da. De cumpărat trebuie să cumperi mai tot timpul. Deci nu... Și vindem și cumpărăm, trebuie să faci diversitate de genul. Nu poți să stai izolat în vârful muntelui sau ca noi pe câmpie aici să zici nu mă corcesc cu nimeni, e numai eu sau așa. Nu-i bine, trebuie diversitate. Aia care e, ai bănuit la... Aia care ai zis că e rea. Aia care ai zis că e rea. Ai bănuit de la început că e răgălie sau ai tras concluzia carnică. Pe lungă? Aia e carnică. Nu, hai să testez, aia e carnică. Și mai am una, uite aici. Stai că dau camera. De ca să nu zici. Uite asta de aici. Stai acolo. Mi-aduc fumul și ți-l deschid. Îl deschid pe ăsta întâi, după aia îl deschid pe ăsta. Și cum tot fi norocul. Hai. Haideți că am găsit certificatul de la Irazu. 15 kg a fost iradiat. 15,9 kg. Minim 19,2 maxim. O să-l pun domnului Nicu Mateescu, dacă vreți să-l vedeți. Ia zi, bă, pustule, ai avut vreodată 4 rame de păstură intrate în iarnă? Cred că nici vara n-am avut. Și atunci, de-aia noi românașii apelăm la cocârciuri, că mă necăjește rău cuvântul ăsta. Da, uite-l pe ăsta. Vezi că n-ai cameră, mă. Vezi? Uite aici.
N-ai cameră. Uite, pun mâna pe el. Nu. Cine, eu? N-ai cameră, Dane. Păi am închis-o, că vorbeați de cocârcuri. Păi, da, hai, dar să vedem pe al tău. Păi, ăla la meu v-am arătat, am pus mâna pe al bine. Era cameră, dacă nu te uiți. Și acum arată-l pe ăla. Ce ați făcut, mă? Așteptăm. Au intrat americanii pe fir. Rușii! Asta care îl desfăr câine, s-ar mă. Dar nici ăsta nu de pe afară. E mare, da, uite. Da, și de timpul. Același lucru, vezi? Un pic de fum sau cărat de aici. Dar el, uite, dar puiet are. Nu știu. Uite, încerc să mă bag exact între rame. Nu știu dacă se vede pe rama asta, în partea asta se vede puietul. Deci eu așa mă uit. Are puiet pe... Stai să ridic. Are puiet pe asta, pe asta și pe asta. Peste trei are puiet. Du-te încolo. Hai că mă rupe deja la mâini. Deja am vreo 4-5 până acum. Iau la ăștia doi, că nu iau în două locații. Hai! Dar las că te încălzești la degete. Să fie frig afară. Ia zi-ne, Eugen, ai lucrat săptămâna asta la stup? Cât puiet mai ai stup? Da, lucra, mă. Cură niște cutii acum. Sâmbătă, duminica e altă, mă duc. Care vrea să trăiască, să trăiască, care nu să mă aștepte. Deci, altfel, cum să zic eu, și când au fost... Mă ia și de ochi, că n-am nici mască. Mă dau în fund. Pentru teste, luați doar de deasupra ramelor, da, albine? Uite diferența. Uite, nu e una în aer. Deci de-aia zic, îți folosești ce merge, ce e bun pentru tine. Deci ca să poți să lucrezi în viteză, nu trebuie să stau să-mi dau palme. Dar uite aici, uite. Nimic. Hai. În ce zonă, bă, puștule? M-auzi, bă? Întotdeauna. Hai, du-te, dracu. Bă, în ce zonă din România iernează cu 4 rame de păstură? Sincer, n-am auzit. E vreun aici care iernează așa? E 2 milioane. E 2 milioane kilu de păstură, bre, cel puțin. Cine dracu ține 4 rame în stup iarna? Lasă-mă, bă. Bă, eu vorbesc serios, bă. Păi și eu tot serios vorbesc. Ne-a bio, Mari. Aia e bun răspunsul. Deci dacă scoți păstura, dacă colectezi polen. Iar n-ai semnal. Dacă nu sunt, le dau substituent. Da? N-am cum. Deci dacă nu, apropo sunt, de... nu au păstură, le dau. Le dau substituent, le dau ceva, nu stau. Dar nu pot să vând, nu pot să colectez și atunci să zic că n-am. Deci că mă țineți de vorbă, de am făcut 4 palete, am făcut numai 16 stup. Mă mișc încet. Ce vrei, mă? Suntem ardeleni noi, da. Haideți, domnul Danca, azi e sâmbătă, e program redus. Noi mâine mă duc să dau zăpada. Mâine vin, de utilaje, să împingă zăpada.
Nu știu dacă ați văzut, a fost un film. El a trimis lui Traian. Trecem cu mașinile și alea, cu șenile peste gard. Nu se vede gardul. Știu că e gard acolo. Nu ești capaz de zăpadă, mă! Nu știu. Da, trebuie să ne gândim deja că acum se încălzește de marți acolo trece la 0 plus 1. Și va trebui să golim locațiile, să ne pregătim, să-i dăm pe aia mici afară dinăuntru. E o iarnă grea rostă sau e o iarnă obișnuită? Nu, a fost o iarnă urâtă. Am avut cele mai multe zile de frig. Păi ieri erau minus 40 de grade azi dimineață. Nu azi dimineață, ieri dimineață. Iar astăzi de dimineață erau 19. Acum, da, așa, acum n-are semnal, ca să zic. În carte, dar nu știu ce în carte. Da, nu știu, ar fi vreo minus 6, 5. Bă, cu ce te îmbraci, bă? Că la mine nici izbelii nu mai ține de calcuțirea. O, dar mi-e cald aici. Cum am notat și până zăpada asta, mi-e cald rău. Nu e, vezi de treabă, că nu-i chiar așa. Nu e, e zi. Stai îmbrăcat, dar noi nu suntem. Noi în mașină suntem marea majoritate, deci nu mergem pe jos, auzi. E frig, dar e frig uscat. Și în România e de la ud, umed. Eu prefer să stau aici la minus 20, 25, 30 de grade uscat decât să stau la 10-12 de alea umede de România. Îngheț ca osul la alea de România. Bă, tare! Apropo de umed și uscat. Bă, dacă noi am început să punem puși cu apă și nu mai găsim apa, cum să ducem, mă? Pentru numele Dumnezeu, dar n-am auzit povestea asta cu apa și cu punga de mă doare capul. Unde se duce apa? Nu te întreb dacă ai auzit sau nu. Dar nu o să stea cu piscina deasupra capului. Normal, cu ea și un prăști, o găurește, să mai duce pe ordiniș. O mai și folosește. Nu te duce pe ordiniș, nici un cic, nu mai o mai și folosește, nu zic că orice organism are nevoie de apă, dar chiar acum să dau apă în bladă cu punga. Mai urmează să mă duc să cosesc flori și să le bag pe ordiniș. Dacă are nevoie de apă, își face și nu poate să iasă afară. Atâta timp cât poate să iasă afară, dă-o încolo că să-și care apă. Da, eu am cum ce le faceți? La brâu și le dau apă acum. Acum ce le faceți? Acum le pun ăla, zic, fangici. Sau încerc de puțin. Deci apa trebuie, eu nu zic că nu trebuie, dar asta mai urmează. Pasul următor o să fie să cosești flori, să aduc glasa cu flori, să o pun în fața stupului. Mai vorbim! Păi am văzut că se fac instalații de căldură, le bagă țești, calorifere și ăstea. Lasă-o încolo de albină, nu-i... Eugene, mă ascultați? Lăsați-l pe Dan acum, cât e prins de el. Păi nu, dar am vrut să vă întreb de apă. Nu au destulă umiditate stupii la ora asta. Păi, dacă pun o pungă deasupra cu apă și nu a curs, unde e apa? Păi iau destulă acum, că îi condez destul. Bă, eu unde e apa de pungă? Un litru de apă, unde este? Dar dacă, iar dacă au ar curge pe ordiniș ca pe pâine și gata. Ori nu curge. Auzi. Unde e apa? Auzi aici, fă alte. Du-te și pune, nu știu, ce vrei tu. Du-te în cămara nevestei și iau un o legumă, orice. O roșie, banane. Un ardei, o... Banane. Pune pe rame și uite-te într-o săptămână, o să zici că mănâncă și bine, te și roșie acum. Normal că o trage afară, îi face ceva, că doar nu o să o lase acolo. O consumă, vreau să zic. Hai, mai zice să le dăm ardei și vine. Bă, Dane, bă, unde ia apa, mă? Că dacă nu le-ar place, nu se atinge de ea. Așa e, Eugene, ai dreptate. Neapărat trebuie pusă pungă. Tot la două zile trebuie pusă, să nu se fere de sărbă. Auzi aici, dar te întreb că eu. De ce să stăm când putem munci? Hei, te întreb eu altceva.
când le punem tratamente pe tot felul de cartoane, unde sunt cartoanele? Mănâncă nu, cartoane? Le roade și le car afară, nu le mănâncă. Păi poate le mănâncă, eu știu, nu știu. E, dacă ai văzut, dacă ai văzut pe jos câlci, cum dracu? Bă, bă, mor când... Păi da, dar apa ai văzut tu? Ai văzut tu apa? Dacă s-a evaporat, unde e? N-are cum să evapore, bă, hai nu mai, băi, Dan. Nea Eugen, Nea Eugen, a spus mai devreme că vrei să aflați tehnica lui Dan. Dacă a spus că nu folosește apă, ce rost mare să mai bă, batem? Bă, a venit? Bă, mă, deci este o mine. Prostie? Este. Hai să spun acum un secret, nu secret. Spun asta. Deci la stupii de afară, deci acum nu mai gândesc, e pe serios, pe corect. La stupii de afară, aș vedea total aiurea să le dau apă. E de râsul lumii. Eu am zăpada până la brâu, pe timp de iarnă e umiditate, că n-ai zăpadă, că plouă, că... Bă, dar are cum să fie ca vara, da? Deci n-ar trebui să-mi fac griji. Pot să-mi fac griji, eram la floarea soarelui, era o căldură de nu știai de tine. Aveam cauciucurile, că eram apă, deci e cu totul altă poveste. Dar apă la noi în Canada dăm doar la cei de la interior. Nucleele de la interior încă n-am început, probabil de săptămâna viitoare merge și stropim cu apă. Le crește, zi, puietul în lăzi, clădirea e controlată termic, umiditate, tot. Și acolo au, să zic, o mai mare nevoie de apă. Dar nu apă să le pun în stup. Mă duc cu furtunul și preiesc toate fețele de la stup, fac umiditate în clădire, am închis ușa și am plecat. Dar eu nu le dau la troacă, nu le dau pungă. Deci dau, stropesc toți stupii pe față, toate nucleele, le stropesc la urdiniș, pe pompă din asta, cu ce vrei, cu furtun, cu ce vrei, o să curgă și pe podea, 5, 7, 8, 9 grade în clădire, depinde la cât o setezi, și am plecat. Toată umiditatea aia care se creează e absorbită în stupi și zi, își iau ce le trebuie. Dar nu să stau eu să pun hrănitoare și pun și pipete și ca chiar că nu... Deja ne ia de cap. Hai că mai întreabă. Da. Românașilor, părere toate Eugene, Eugene, două secunde, dacă mă poți lăsa să te întreb ceva. Da. A fost cazul anii trecuți când pur și simplu n-am restrâns stupii și au rămas așa în 10 rame. Vă spun sincer că primăvara s-au umflat ramele în ladă de... Deci pur și simplu și lada mi s-a aproape deschidat. Păi de ce nu n-o tras apa din umiditatea aia? De-aia nici domnul Mărgărin n-a vrut să scoată rame, că erau umflate și nu putea să le tragă. Bă, băieți. Eu i-a zice lui Dan așa, bă, Dane, îți permiți lucru să pierzi 4 stupi la anul punându-le apă deasupra ca românașii? Să vezi ce se întâmplă? Una, a doua. Pe lângă toate prostiile care le-am întrebat în seara asta, uite că el a mai spus ceva. Că la stupii de interior creează să crească umiditatea în aer. Da, pentru că nu e în exterior. Dacă era în exterior... Bă, lasă-mă, mă, cu explicațiile. Domnul Eugen... Uite că știa! Domnul Eugen, m-au zis puțin... Domnul Eugen, Eugen, auziți puțin? Janese. Nu sunt, numai puțin, că vreau să spun și eu ceva. Că vă aia placă când le dă la stupii la interior. Dumneata nu iernezi la interior. Cu ce te ajută la treaba asta? Eugen, dă-le și tu la trei stupi, ți-i plătești eu și spune ce se întâmplă. Și termina toată cuvântul. Nea Eugene, de ce se întâmplă? Bine, Eugene, nu e vorba de că trebuie să-i plătești, că nu se întâmplă nimic, nu o să moară. Dar ideea e că ele o să ia apa aia dacă... Dă-le și încheiem discuția, dracului, odată! Nea Eugene, eu am intrat pentru prima dată în seara asta. Vreau să spun și eu, să vă spun două cuvinte. Să știți că pentru fiecare kilogram de miere pe care îl consumă albinele, elimină cam undeva la 580 de grame de apă. Extraordinar, mai departe. Da? Deci ele transformă mierea în apă, dioxid de carbon și căldură. Da. Ilie, Adi, Alstupar, Ionul Geantă, stai-mă la 4, mă, și vedeți ce se întâmplă și termină dracu' toată discuția, mă, La 4, dracu', dacă e așa de bine, de mâine mă duc și pun la 400 apă. Pune-mă
la 4 să vezi ce se întâmplă. De mâine pune Eugen. Dacă face, se face calcul câtă muncă depui ca să pui apa aia la 5 litri. Le faci bine sau le faci rău? Pune nu faci niciun bine. Dar fii atent că dacă trebuie să pun apă, mă duc și le pun apă sfințită, nu de asta de robinet. Nu, pui altfel de bărfet. Le pui apă biologică, cu niște Gavrile, auzi, apă biologică. Apă pi. Băi, n-ai janese. Băi, n-ai janese, uite oameni, care e treaba. Asta vină toate problemele. Hai un pic. Să ajungi la administrarea apei, stup. Din nou o secundă, că după aia mă apuc chiar să desfac și nu mai am, nu vreau să mă opresc, că nu mai termină veci aici. Apă la exterior, înțelegeți pentru numele Dumnezeu că există umiditate în aer, dați pe buletinul meteo, vedeți cât e umiditatea, aia se regăsește, deci nu ar fi o problemă iarna. Nu e același lucru vara la 40 de grade. Deci să nu se înțeleagă, deci luați apa asta cum trebuie luată, deci nu luați-o și o puneți uniform valabilă peste tot. Eu nu știu cum să scap de condens în stup și în perioada asta când începe curentul și alții bagă. Da, deci apă la... Deci stupul își reglează umiditatea. Din moment ce îi dau apă în interior, în perioada de primăvară mai ales, este unul din factorii care poate să determine să înceapă să aibă puiet văros. Eu nu știu cum să țin stupul mai uscat, mai nu știu ce, și acum mai bag apă în stup. Îți permiți luxul, Dane, îți permiți luxul să pierzi patru stupi și să faci la alu testul și să nu-i arăți cum au fost și cum au ajuns? Nu-mi permit luxul și spun și de ce. Pentru că e total aiurea. Și total aiurea, unul la mână. Stai să termin și după aia mă întreabă. Unul la mână. Niciodată, dar absolut niciodată, nu se dă sirop la temperaturi mai mici de 10 grade. Aia trebuie să fie minimul. Îți strici albinele, îți răcește corpul. Albinele sunt cu corp rece. Ele au corp cald atât timp cât sunt ca familie, ca unitate. Dar ele sunt au sânge rece, dacă poți să spui așa. Dacă le dai sirop, dacă le dai la temperaturi gen cum am eu, nu-l ia și nu numai că nu-l ia, îți răcesc și nu mai stau în cuib, cad pe fundul stupului. Păi dacă la sirop fac așa, la apă, cum crezi că ar face? Deci una la mână, le strici. Apa e frumos ce zici, arată-mi dacă îți permiți luxul, arată-mi că ai strigat patru stup și încheiem discuția, Dani. Păi da, dar știți ce ar însemna asta? Arată-mi că dacă te dai cu capul de pereți, nu spargi capul. Adică e la mintea cocoșului că-l sparg. Bă, deci una e la ce credem noi și alta e când pui și vezi cu ochii tăi. Gata! Dar nu trebuie să pun. E atât de evident că nu trebuie, deci nici nu vreau să încerc. Gata, am încheiat discuția. Bine, Eugene. Bine, Eugene. Atâta timp, ai întrebat dacă... Să vorbești eu sunt. Când spui... Când faci și zici, bă, Nea Eugene, fiți-ar capul al dracului, ești un prost, uite ce s-a ales de un stup al meu care am pus. Până atunci, bă, stai în gură. Băi, Nea Eugene, stai puțin, stai puțin. Băi, Nea Eugene, nu e problema că s-a ales sau ceva de un stup, că nu e problema sau să te înjuri că m-am luat după tine. Dacă intru și fac aroganța asta, îmi asum și eu riscul. Ideea e că dacă ai spus că dacă face rău sau bine, nu știu dacă face rău, dar nici bine nu dacă că nu face. Știi, taci, încearcă să faci, păi, că n-avem temă de discuție. Păi vrei, dacă ai făcut mata, spune-ne, atunci lămurește-ne, scoate-ne din beznă dacă tot ai făcut, nu ne mai pune să mai încercăm și noi. Atâta timp cât eu am condens în stup, ce rost are să-i mai dau o pungă cu apă? Este una la mână, nu mai dau. În momentul în care pui o pungă de apă și o pungă de sirop 2 la 1, prima dată îți termină apa. Păi normal că siropul e mai gros. Sirop ce? 2 la 1, 2 zahăr și 1 apă? Și 1 la 1, 2 la 1, ca să faci mai tentant. Să vezi ce că prima dată este bine zahăr, apa. Eugene, numai un pic, hai că nu știu dacă să mă mai ținem aici în veci. Ascultă la mine, sunt lucruri care sunt foarte evidente. Apa nu e bună, e foarte bună, e esențială, nu poate să trăiască fără apă, pentru numele de... Deci nu mă lua nume de greșit. Dar ca să pun apă în stup iarna sau primăvara la temperaturi joase, când știu foarte bine că dacă i-aș da sirop, care măcar îl atrage, că e hrană, și se duce acolo și știu sigur că îmi omoară albinele, îmi strică albinele cu sirop,
ar trebui să fie aiurea să măcar să încerc cu apă. Apa, cum zici tu, o va lua prima. El, dacă are exces de apă, îi las dopul, vara ăsta, l-a luat vântul și plouă înăuntru. Ventilează de nu știe de el, încearcă să o dea afară, are prea multă umiditate. Deci trebuie să te uiți la sub să vezi ce face. Aia nu înseamnă că dacă am lăsat dopul deschis și plouă înăuntru, le-am dat apă, le e bine. Ventilează și usucă de nu știu de el. Următorul pas este că să vezi puiet văros. Deci umiditatea în stup e crucială și dacă tot vorbim de că vă zic secrete, nu secrete, uitați-vă pe filme. Cum e iarba tunsă la stupii mei? Zici că e teren de golf. Deci eu nu vreau umiditate, eu nu vreau bălării în fața lor. Deci, bă, noi vorbim iarba, noi vorbim vara. Tocmai să scoți umiditatea. Deci, nu, deci înțelegi, umiditatea în stup e rea pentru albine. Iar dacă le-ar trebui apă, le-aș da apă, dar nu, nu face sens, nu are rost, e de noaptea minții. Eu am zăpada până la... Teoretic. Nici nu teoretic, e practic. Deci, dacă bag acum un senzor, uite, să încerc să caut un senzor și bag și aflu care ce umiditate am în ei sau așa, asta ar însemna să mai bag și apă acum. Deci, pune apă mâine... au nevoie. Apă au nevoie pentru puieți. Am spus, unde dau apă? Unde e temperatura controlată? Unde nu au acces la schimb de ăsta de să facă, să creeze umiditate? Atunci le dau, dar afară de râsul lumii. Am văzut lume dă apă afară și de unde se filmează, se vede dita mai râu, deci trebuie o jumătate de oră să le treci în not. El arunci cu pietre în râu și el pune apă. Like, hai, lasă-o încolo, că e pe mine mă necăjiți că nu vreți să încheiem discuția. Pune eu închei pentru că nu are pune, deci, nu și are pune la doi și pe urmă peste două săptămâni, trei sau o lună arată, uite mă proștule, cine are dracu de prost că am stricat stupii. Băi, da, fiți atenți un pic aici. Primul care a venit cu ideea cu apă. Dar mirea nu conține apă România. Până la urmă. Mirea nu are o umiditate. 16, eu știu, 18. Hai zicem că 16%. Are umiditate, n-are apă. Ba da, are umiditate. Stai așa, stop, joc. Dar nu numai mirea, fraților. Alo. Nu numai mirea și albinele când consumă miere scot apă din ea. Da, clar. Primul care a venit cu ideea pusului apă în stupi în România îi dintr-o anumită zonă care bate încolo, un anumit punct cardinal. Care e punctul la cardinal? Sud-estul! Estul bate în Rusia să-l bată. Bă, să-i zici așa de la ruși, de te doare mintea. Ce mă, nu poți să concentrezi, nu? Te enervezi, nu? De ce trebuie să repet? Ce coincidență că tot estul. Au mintea odihnită ca ruși. Băi, Eugene! Altceva de minte. E vorba că voi vorbiți teorie. Faceți, vedeți, vă spuneți. Bă, ești un prost. Până atunci te gândi. S-a zis că nu se condensează. Te-a întrebat Ionuț dacă folosești sau nu. Băi, ne-ai Eugene, da, stop joc. Da, am să văd și eu. Stop Știi? Joc, că vreau să te întreb și eu ceva. Tot dai zor cu apa asta. Ai folosit? Ți-am spus adineauri. Dacă nu ești atent, nu mai repeta două oară. Zine concluzia, că pe asta n-ai spus-o. Concluzia, o trag peste o lună, deocamdată nu e rău. Da? Bun, te așteptăm să ne spui peste o lună concluzia. E, dacă aveți sânge, voi făceți și voi și arătați-i că sunt prost. Și eu vă plătesc tu. Nu e vorba de asta, dar eu nici turtă proteică nu mai dau de lene și mă pui să dau apă, ce naiba? Hai să încheiem discuția că vorbim degeaba. Apropo de stupii agresivi, auziți? Bănuiesc că mă auziți. Haideți ca să întotdeauna. Apă, că mă doare și pe mine capul. Apropo de stupii agresivi, deci se poate să fie agresiv și din cauza varoa. Este un virus care se numește cacugovirus. Cine poate să caute pe net. Se numește cacugovirus și la familiile infestate cu varoa, acest virus le atacă sistemul nervos și creierul și devin agresive. Deci pot să fie nu numai genetic și din cauza varoa. Zici, auziți, dar virusul ăsta asta e rusesc? Asta spui la Mărgărit, nu? Așa că s-ar putea ca stupii al doi de zrei că nu au varoa. Ce e acolo. Eu știu că sunt tratați ai lui. Eu vorbesc pentru cei general. Care au... Da, am zis la modul general. Alec, deci nu neapărat că... Deci căutați pe net... E rusesc virusul ăsta? Nu, a fost descoperit de un japonez, că de-aia îi spune Kakugo. Cacugovirus. Căutați pe net și găsiți acolo mai multe date decât pot să vă dau eu. Dar ca să știți că poate să fie și din cauza la varoa agresivitate. Dă-mi cardeul la rog. Hai că intră Ilie mai târziu și ne rămurește el dacă e japonez, că știe pe acolo mai bine.
Nu, dar găsiți pe net, ca Cugovirus, cu capa de la kilogram, ca Cugovirus. E acolo un ardei gras, roșu mare. Da. Auzi că e genetic răi, nu mai are nicio treabă. Dacă e genetic, e genetic, asta nu... Da. Genetic poate să fie și din cauza măt și din cauza trânturilor care s-a împerecheat măt, adică sunt multe. Și din cauza stuparului? O, asta nu știu. Mie unul mi-ar fi rușine să-i pun problema asta lui Dan, că s-ar putea să fie din cauza virusului ăla. Dar eu nu, i-am pus lui, eu nu i-am pus lui problema, eu am zis la modul general. I-am spus la modul general al cei care au varoa sau pot să fie și de la... Eu am avut stup pe care eu i-am tratat și și-au revenit. Și n-am zis că ai găsit așa. Cum? Și ai găsit ca cu virusul. Nu l-am găsit eu, acum nu știu, văd că sunt aici să practică puțin Caterinca, dar eu vă spun la modul cel mai serios. Hai să nu mai, să punem pe cacu virus, să nu mai știm un control și o luăm că acea linie e agresivă. Asta mai lipsea. Eu v-am spus că poate să fie agresivă și din afară de genetic poate să mai fie și pot să mai fie și alți factori. Unul dintre factori poate să fie virusul ăsta care e transmis de varoa. Se numește cacugovirus. Deci căutați pe internet, citiți despre el și mai mult ce să vă spun. Da. Și am avut matcă, și am avut matcă foarte rea și oroit și după aia s-o, fiică s-a împerecheat cu un băiețaj de ăsta mai cuminte și stup a devenit cuminte. Se poate, dar fiică s-a rămas în stup sau? Că acum poate să... Fac și eu acum canterin cu o glumă, nu vă supărați. Da. Păi da, sunt cuminții singuri, că s-a dus genetic. Deci vorbiți de stupul mamă, stupul care a rămas acolo, nu de roi. Domnul Ilie, doar nu roia fiică-sa și rămânea tot Monsan stup. Să mai pot și de astea face. Deci poate să nu-și pare matca, să aibă aripile roase sau tăiate, sau și rămâne în stup. Și ce n-ați găsit în roi, mătci virgine, 3-4 mătci virgine în roi? Pot să fie, dar niciodată, da, și-am găsit, dar niciodată în stupul roind matca bătrână. Se poate din diverse motive să nu poate să zboare, sau cade în fața stupului și se întoarce înapoi în stup. Sunt cazuri de genul ăsta, dar am întrebat. Știi foarte bine. Lasă, o moară aia tânără, rapid. Dispare, le omoară. Tot rămâne stupul ăla și o tună deci de numai. Mă rog, eu am întrebat dacă este stupul mamă sau ăsta, pentru că ăla care pleacă, de regulă are mai puțin varoa. Mă rog, tot varoa fiind în puiet. Când pleacă un roi, de regulă e plin cu puiet căpăcit stupul care rămâne. Și atunci 85% din varoa... Uite, un exemplu, că eu în... Roitul ăsta am destul experiență. Așa. Mi-a roit familie, de fapt familie roi. Mi-a roit, da, roiul primar. L-am capturat, l-am băgat într-o ladă. De natură am cu miere și foițe. O sta vreo 20 de minute, nu cred că i-a convenit lada, era nouă lada. S-a plecat din ladă, că nu i-a convenit lada. N-am ținut-o în soare, să zic că pleacă, că îi stă în soare. S-a pus-o la umbră. S-a plecat și pur și simplu a venit înapoi. De unde a roit? A intrat în stopul de unde a roit. Pur și simplu s-a dus la plimbare. Și l-a lăsat așa și s-a revenit. Pur și simplu. Bine, înțeles că am rupt bocile și... Deci a fost la plimbare 20 de minute și a venit înapoi în stopul mamă de unde a plecat, teoretic. Deci se poate una din... Da, după cazuri, ce l-ai pus în stup... cazuri de astea, da, fenomene. Dar se poate să nu mai fi avut matcă. Și atunci el nu mai rămâne acolo, pleacă. Adică să, când l-ai scuturat să fi strivit matcă. Când l-ai scuturat să poate să fi omorât matcă. Dacă era doar matca bătrână, să fi omorât, sau s-a întâmplat ceva, s-a întors. Sau sunt alte motive. Nu, pur și simplu lucram în stupină și mi-a răit un stup. L-am văzut eu cu ochii mei. Curgea albina din el ca și porumbul din moară. Când maci în porumbul, faci urlău. Așa e zbura albina. Da, serios. Și l-am văzut în aer, l-am urmărit. Zic, hai să văd unde se pune. Lucram în stupi. Zic, hai că mai lucru 2-3 stupi până îl văd unde se pune. Îl văd că tot se învârte și s-a băgat înapoi de unde a plecat. Zic că s-a plecat la cumpărături. Da, se poate. O intra matca pur și simplu, am luat toate bocile și nu a mai roit. Și a fost, parcă zici că s-a umflat mai al dracu, știi? Dar mai sunt cazuri de astea excepționale. Da, sunt. Nu știu să spun motivele, eu nu știu.
Am văzut și eu în direct faza. Deci s-a pus într-un păr, l-am luat, l-am pus tot la fel în cutie, a zburat iar sus și apoi l-am văzut cum a intrat în sens invers înapoi în cutie. Dar sigur, eu când l-am luat, cred că a rămas fără matcă. I-am, cumva s-a pierdut matca, s-a omorât sau ceva. Așa zic eu, că a pierdut matca, că altfel nu avea de ce să intre înapoi în cutie. Dar cum a plecat așa și intrat așa frumos... În multe cazuri se pune pe fața lăzii și o umple de albină, vezi, zici că e tot e negru, dar în cazul ăsta au intrat direct așa frumos. Păi, Adriane, ăla ți-a simulat roirea sau cum zic rușii, fac operațiuni de-astea militare speciale. Au fost, cred că, cercetașele, știi, și s-au dus înapoi. Au fost cercetașele. Da, deci, asta a fost cazul. S-a întâmplat. Nu i-a convenit la Danou și s-a dus în alta, de fapt, înapoi, de unde a plecat. Da, vedeți că i-am trimis domnului Nicu Mateescu. Și hai că te las să vorbește. Certificatul de la IRAS, de iradiere, să vedeți cum arată, nu știu unde să-l pună pe grup, mă rog. Cum arată certificatul și cred că acolo aveți și numere de contact. Dacă nu aveți, o să-i dau dânsului, că dânsul m-a invitat și am vorbit pe Messenger cu el. Deci asta pentru că de asta am intrat. M-a rugat să intru să vă spun cu iradiatul. Deci la domnul Nicu Mateescu găsiți, dacă interesează pe cineva să iradieze, o să-i dau date. Nu rog că ai intrat ce am pus, că nu, știm ce v-am pus, dar mai intru o dată peste un an, anul viitor, problema asta și întreabă câți ori iradiat polenul din România. Eu am nu se pune problema dacă ai iradiat, bă. Se pune problema că este o idee împământenită la caradien, poftim, și poate și unuia ca Dulcofructul, de exemplu, sau ca Stuparul.ro, îi vine ideea să investească într-o linie de asta. Asta e. Nu, de investire se poate investi. Aia nu fac tute pe polen, aia sunt substituenți pe polen, nu. Ce să iradieze. Da, eu am vorbit, numai puțin, eu am vorbit cu o firmă care bagă polen în... e vorba despre Apiluc. Și am sunat, am cerut să vorbesc cu cineva de la tehnic, de la... Așa, și mi s-a spus asta acum câțiva ani. Mi s-a spus că eu de la vânzări, și zic, doamne, vreau să vă întreb și eu o întrebare, folosiți polen, da? Cum îl decontaminați? Și a început să bâlbâiască, întreabă, după aia a venit cu un răspuns și mi-a spus că îl congelează și zic, doamne, prin congelare nu, da. Și după aia mi-a zis că ia de la... Cumpără, zic, dacă dumneavoastră aveți anunț pe Facebook că luați, cumpărați polen, cum puteți să-mi spuneți mie că dumneavoastră cumpărați de la stupari cunoscuți? Și după aia, după ce am mai discutat puțin, mi-a zis, domnule, aș vrea ca discuția asta să rămână între noi. Particular. Asta acum câțiva ani. În ce fac acum, eu l-am recomandat. Doamne, zic, să știți că se poate iradia. Puteți să luați contact la IRAS, iradieri tehnologice, se iradiază până și cartofi acolo și mai mult. Dar, da. De-aia nu mai poate Apilucul ce spățesc stupii tăi. Se vândă marca da. Și... să încaseze, așa da. Că eu am încercat, am vorbit cu ei, le-am dat o sugestie. Da, Adriane, dar dacă e să iradieze polenul, trebuie să o facă și ei la preț cât e ultrabiu și atunci nu mai vând. Așa au și stasul lor că e cea mai ieftină. Dar oricum, prea lăudată e. Am povestit-o cu zahărul de la Apilucul ăștia. Da, prea lăudată e Apilucul și eu foarte dezamăgit am fost de ea. Am încercat asta vară câteva, cu toate că nu eram fan și nu mai folosisem de mult alea de la Dulcofrug, dar nu cape, nu e grad de comparație cum se duceau la Dulcofrug și la Apiluc nu se mai duceau deloc. Și vorbesc de septembrie, când era uscăciune afară. A folosit cineva tutele de polen, alea bulgărești Royal Bee, care sunt tot cu polen? Eu le știu, dar n-am folosit. Mi-a fost teamă pentru că am înțeles că se iradiază tot așa cu... nu știu, cu infraroșii sau cu nu știu, ceva de genul ăsta, ultraviolete. Scriau pe ele că e polen iradiat, nu știu dacă dădeam detalii despre mod. Eu le folosesc de vreo 3 sezoane și ideea e că e incredibil cum poate să miroase a polen când
tai turta aceea și chiar le ia foarte bine. Dacă am făcut o comparație cu Ultrabiu, turte Ultrabi. Nu știu cine le produce la noi. Eu am crezut că le produce chiar Manlic, dar nu. E Ultrabi amestecat de cineva și pus în ambalat în turtă. Deci, și Royal Biu ăsta era luat mult mai bine. Mă uitam acum pe caracteristici, scuze, și am văzut că scrie că la un kilogram de turtă sunt băgate 50 de grame de polen. Ceea ce față de ce zicea Dan, că el pune 250 de grame la un kilogram de turtă, e distanță mare. Da, deci s-a dezlegat misterul. De-aia e luat așa de repede, că proteină brută e foarte puțină. Da. Acum să facă o completare. Sub 10% proteina e degeaba în turtă. Bineînțeles că o turtă cu proteină puțină îți va lua înainte unei turte cu proteină cât trebuie. Asta așa e. Da. Nu știu și face efecte. Nu m-am uitat să văd dacă mai are și alte adăugări în afară de, de polenul ăsta crud. Uite, să văd. Numai puțin. Apropo de polen și de... Deci, s-au făcut diverse studii, eu l-am citit de acum câțiva ani de zile, pe turte cu polen. Și s-a constatat că peste undeva 20-25% polen, sau ca, cât a zis Dan, ceva de genul ăsta, deci ei au făcut 5%, 10%, 15%, 25%, 100%. Și au observat că după 25%, creșterea de puiet nu era... Deci o turtă cu 25% cu una care avea 100% era aceeași. Și atunci s-a spus că 25% e maxim pentru că de la 25% e inutil, îl pui degeaba, pur și simplu. Deci el este domnul pus Margarit, pentru... Domnul Margarit a zis că pune 23% cantitatea de polen. Dumneavoastră vorbiți de procentele astea la sută de vorbesc de proteină? Nu, de polen nu vorbesc, de proteină, nu. Vorbesc de polen. Polenul crud care îl punem noi, mă rog, polen. Deci eu vorbesc de procente de polen. Nu mai știu, dar nu mai știu dacă era 25%, 20%. Știu că era chiar un videoclip cu Medhat Nasir, dacă ați auzit de el, care se ocupă de stupilor. Deci de asta se pune polenul mai mult și pentru atractivitate. El conține niște sterol, conține mai multe... Fără discuție. Dar aici nu putem să emitem generalități. Nu se poate vorbi în trăsături generale, pentru că polenul e de multe feluri. Dacă ne exprimăm în proteină brută, atunci putem să spunem procent. Atât timp cât vorbim doar despre polen, sunt multe variabile. Da, asta de apropo de ce a spus una e să pui... Una e să pui 25%, una e să pui 25% polen de salcie și alta e să pui 25% polen de amorf. Clar, fără discuție. Da. Sau de porumb, ăla e mai bun de porumb. Da. Asta cu polenul că ajută la turte și atractiv și astea, până la un punct a spus-o și Hristea, că și atunci se punea problema. Normal că dacă e acolo, dar zice că la, bine, și la preț. E foarte bun să-i pui acolo, să fie mai atractiv, dar merge și fără. Eu am pus în rețeta pe care am folosit-o, e roată tot dintr-un manual de la canadieni, se numește beekeeping, apicultura în Canada de vest, Western Canada, și am luat și am făcut rețeta exact cum au spus-o ei acolo. Numai că în loc de sirop de zahăr am pus api invert, fiind consider că e ceva mai bun. Și, deci am pus drojdie, api invert și polen. Nu mai știu cât am pus, am rețeta, i-am dat-o domnului Nicu Mateescu, dacă vă interesează. E calculator de-a gata făcut, decât pui câte turte vrei și îți dă cantitățile de drojdie, de bere și de polen și api invert. Da. Deci cum a venit domnul Nicu Mateescu, un fel de bloc note, sau adică pui o filă de asta de ținut minte, un bilețel de ăla, îl bagi în bloc note și îl iei de acolo când ai nevoie. Toată noaptea l-ați domnit pe domnul Mateescu, nici dacă era profesor la școală, nu era domnit atâta. Păi, nu știu, dacă eu n-am stat să mă uit pe profil să văd care cum sunteți doi. Eu am 46 de ani, așa că dacă vreți ne tutuim cu toții, că eu n-am nicio problemă cu asta. Dar nu știu ce vârste aveți și am zis să nu stau să...
Nici eu nu țin la titulatură, deci eu sunt Nicu, fără domn. Ok. Auzi, bun. Mai am eu o întrebare. Da. Câți de Boca de ăștia există? Că eu azi am fost în târg și am găsit doi, de exemplu. Boca IF și Boca Gheorghe. Bă, sunt mai mulți, mai sunt. Ăștia sunt două sate, bă. Îți mulți rău. Păi de-i voie, că eu am auzit într-o seară aici pe un live la voi că era domnul Zestrea stupului. Păi, zis păi că de ce să nu fie voie? De ce Zestrea... să nu fie voie? De ce mă să nu fie voie? Unul e Boca Ion, altul e Boca Gheorghe, altul e Boca... Păi Boca ce înseamnă? Eu nu, Boca înseamnă tot... numele, cum e al tău Ilcău, pe ăla îl cheamă Boca, dacă aia sunt frați, veri, neamuri. Dacă nu e marcă registrată, are voie. Ei, ok. Că nu știam care de Boca, că știu că de la Boca, Boca e Boca. Eu am trecut pe plastic, așa că ies de aici. O, o întreb așa, pentru... Da. Că erau... Că din Bistrița să nu fie. Am văzut în rest sunt buni. Adrian, nu te mai interesa de Boca, mai bine uite. Da? Eu m-am acum lecuit te... așa că... Acum mai târziu. La anul. O venit unul astăzi de la un băiat și... Bă, nu lua de la ăia. De ce să nu iau? Iau. Dar eu, după aia, el era de la ETA, știi? Zic, am luat și de la ETA, zic. Zic, și Boca mi se pare bun, zic, și ETA-s buni. Nu fac reclamă, ferească Dumnezeu, că nu niciun interes n-am. Bă, ai grijă de unde e, că de-aia-ți fug roii din stup. Bă, mi-e frică de boli, mă ferească-mă Dumnezeu să nu... Dacă pățesc, am zis că îi pun pe Facebook. Sper să nu am probleme. Mie mi-e frică de boli, nu mi-e frică. Că să lasă rama... Să mai lasă. Demonstrezi. La... De boli mi-e frică ca de dracu. Să fie sterilizat, aia mă interesează în primul rând. Sper că și eu într-un an, doi, să ajung și eu să-mi fac fagurii mei. Și... Dar nu de ce prea... nu folosești plastic? De ce nu folosești plastic? Ești la bio sau ce? Nu sunt la bio, dar... Nu mi l-am de mână, eu știu. Nu știu. Nu știu, eu am topit ceara mea, am pus-o într-un butoi de 200 de litri, iau foița de plastic, o bag în ceară cu totul, am scos-o, o scutur puțin de margine la asta și pun și o construiesc. Și da, nu am să se rupe, să se lasă, că sunt în sud. Eu sunt în Călărea și sunt căldure acolo. Deja am vopsit stupii în alb. Adică mic complicat, am zis că o să mă opresc și eu din mulțirea asta, să mă opresc la un număr, atunci o să mă adun ceara mea și acum nu zic Doamne ferește de rău de ei sau de vreunul sau de altul, da? Mie mi-e frică de boli, să nu de fapt mi-e frică de boli ca de naiba, să nu fie să fie sterilizată ceara și că să mai las un fagure, dă-l în naibii că-l schimb și topez din nou. Cel mai grav ai putea să iei loc, altceva nu văd. Ce... Ferească Dumnezeu nu s-a ceva. Da. În rest, dacă le-ai tratate... Am dus ceară de calitate, nici măcar nu am luat 5%, pentru că a fost foarte curată. Eu am curățat-o, a fost galbenă, frumoasă, brumată, cum trebuie să fie ceara. Păi am nu, ți-a luat aia, nu ți-a luat aia 5%, mă, ca o ei grijă. Nu mi-a luat, că a văzut-o că e bună. Da, a văzut-o că e bună și... Dar am dat-o la Boca Gheorghe anul ăsta. De-aia zic acum, nu zic, că nu știu, că n-am luat niciodată la Boca. De la ETA am avut cel mai mult și de la Ghiță Roman. Deci m-am fost mulțumit, nu pot să zic acum. De la Oradea, știi? De la Roman și de la ETA am avut. De ce n-ai continuat cu ETA sau cu Roman dacă ai experiență plăcută cu ei? Roman nu a fost anul astăzi în Ghiroda, nu a fost. Și ETA a fost. A fost, nu pot să zic că a fost. Dar și de Boc am... auzit multe reclame bune. Acum sper să fie bine. Ăsta s-a aruncat în fața mea și a zis ai, că am avut 100 și ceva de kilograme, știi, de brut, de ceară. Și când a auzit, a venit și la mașină și m-a dat căruț, m-a dat bă, ăsta. Bă, bă, tu cu 100 și ceva de kilograme, de ce nu te-ai mai dus la cazan?
zisești că n-ai ceară. Eu am crezut că când zici că n-ai ceară înseamnă că ai 23 de chile. Dacă 100 și ceva, de ce nu te-ai dus la cazan? De bombă. Cred că anul o să fac așa. O să mă duc. Oricum e parafină ce iei. Că oricine s-ar da tot are parafină în foițele alea. Deci tu vrei să încerci pe toți ca să îți faci păreri? Nu, nu, Doamne ferește, vreau să fac cerea mea pe viitor. Numai nu am zis că n-am cantitatea aia și mi-e departe să mă duc până la Oradea pentru 100 și ceva de kilograme. Dar poate să merită până la urmă, știi? Am zis că mă mai adun cu un prieten doi și adunăm și să ducem mai mult când mergem să ducem transport. Poți face și la Jebel. La Jebel este? Da. Mersi, păi, v-ați noapte bună, mă duc la culcare. Păi și unde la Jebel? Noapte bună, bre. Să ne auzim cu bine. Noapte bună, domnule Eugen. Dar unde la Jebel, zici, domnul Cristi? La domnul Felician Negruț. Dar ți-o fierbe ca lumea, nu? Ți-o face ca lumea, nu? 120 de grade. Normal așa trebuie. Bun, dacă... Na. Bă, tu ce-ți mai pui, bă, întrebări de-astea? Îți pui întrebări că s-o fierbe? Nu te poate să infesteze și valțurile. Și chiar dacă te lizează o tranșă, te lizează una nu. La ceara de-o cumpărați din piață foițele, nu vă mai întrebați dacă a fiert-o la 120 de grade sau dacă a făcut-o ca lumea, dar vă puneți întrebarea aici, domnule, o fierbe, o face, aici vă pricepeți. Eu n-am înțeles întrebarea. Sau îi răspuns. Păi, n-am înțeles. Băi, întrebarea era ta. Înțelegi că dacă o fierbe ăla bine, unde te duci tu la cazan, păi tu când cumperi de la boștinari, adică noi ai încredere că o face bine, că o sterilizează bine, dar dacă tu te duci la unul la cazan, începi să spui întrebări. Că o făceau nu știu cum, că o fierbe, că oricum iese mai bună decât ce iei tu din comerț. Asta era întrebarea. Și auzi, am vrut să vă mai întreb, de exemplu, să presupunem că nu o să fac din căpăceală, că n-am cum să fac cantitate mare din căpăceală, că am avut și topit faguri, știi? Adi, se diminuează în timp. Deci eu am avut niște rame negre urâte, o ceară urâtă așa, de am dus-o la procesator, așa, ceara mea, și a ieșit niște rame nu frumoase, adică foițele frumoase, dar super față de ce cumperi. Deci nu asta e problema. Dar eu înțeleg. Ceară... Bagă parafină. Nu, dar ce am vrut să zic acum? Să presupunem că eu în toți stupii mei cât să iau, am numai ceară cu parafină amestecată, să zicem, că așa am, nu? Dacă... În ani de zile, parafina aia se diluează sau dispare? Ce spuneți prin... Păi, dar tu ce crezi? Să diminuează cantitatea? Normal că se diminuează, pentru că tu iei o foiță care, să zici, are un procent de parafină. 20, da. 30, 40%. Nu mă întrerupe, lasă-mă să-ți explic. La urmă zici că iar n-ai înțeles. Deci, indiferent ce procent de parafină ai tu, procent de parafină ai în foița de ceară, automat tu pui pe ramă o foiță de 100 de grame. Iar tu când o să topești foița aia, o să scoți 140, 150, 160 de grame din ea. Automat că surplusul ăla pe care l-ai scos e ceară. Automat că fiind adăugată ceară pură, ți se diminuează procentul de parafină. Mersi de informație. Nu că știam că în timp, credeam că prin fierbere se mai duce din parafina aia, știi? Prin clocotire. Că zice asta că nu se duce. Nu se duce. Bă, când îți sterilizează ceara, ți-o sterilizează. Aici să ține o anumită temperatură, nu clocotește acolo, că este ridicată temperatura sub presiune. Sau mă rog, dacă nu e sub presiune, oricum e într-un banc, deci nu e prin flacără ca să-ți clocotească. Să se evapore parafina. Da, am înțeles. Dar tu stai liniștit că astăzi ai crescut nivelul de parafină stupidă, nu ți-l ai scăzut cu boca. Nu, nu, clar, Naghi, ai dreptate, eu îți dau perfectă dreptate. Dar am zis că o să ajung la un nivel și să mă scap. La ce nivel vrei să ajungi? Nu, că dacă tu astăzi ai schimbat 100 de kg, 100 și ceva de kg de ceară, tu spui că ți-e departe la Oradea. Păi la 100 și ceva de kg de ceară, dacă vrei să-ți faci faguri bun, te duci aici 300 de kg, nu de kilometri, nu
100 cât ai tu până la Oradea. Ai dreptate, Ionuț. Ai dreptate. Boca asta de lovitură astăzi, gata, să scoasă. Doamne ferește, Doamne ferește, nu vreau să fac reclamă proastă sau ceva, numai ce am luat astăzi, am luat de la ei, știi? Mie mi-e frică de boli, nu mi-e frică de altceva, drag. Păi, nu, privește partea bună. Deci dacă tu o să bagi anul ăsta 100 și ceva de chile de faguri la topit, iar ei sunt proști, tu la anul să topești ramele astea și o să scoți 150 de chile dacă ai băgat 100 de chile. Deci la toamnă o să fii în avantaj și o să ai 50 de chile de ceară în plus. Că muncești, că le faci să le pui, să le tai, să le topești, nu contează. Ideea e că te extinzi. Auzi, nu știi ce m-am gândit la varianta? De exemplu, toată căpăceala, deci ce o adun, să zicem ce o adun, căpăceala, să adună răzuituri și cresături, să o pun deoparte, să o fac pentru mine. Numai asta e problema, că mă mulțesc și îmi trebuie ceară, știi, și atunci iară dau. Și ce topesc ramele vechi, să topesc, să o vând sau să fac ceva cu ea, eu știu, știi? Și atunci mă scap. Ce să faci pentru tine? Că dacă tu descăpăcești la furculiță și ai 10 rame în cat, și descăpăcești la furculiță, îți ies cam 10 kg de ceară la o tonă de miere. Cam așa, acum, da. Ei, atâta, cam atâta, 10-11 kg. Tu îți faci un calcul, dacă faci 10-11 tone de miere anul ăsta. Nu, mă, eu nu, stai liniștit, că eu n-am așa mult stup. 150 de stupi am, nu sunt eu de ăla cu 100 acum de stupi. Acum eu nu știu câtă miere faci tu la 150 de stupi. Poți să faci o tonă sau poți să faci 10 tone, asta depinde de tine și de natură. Ideea e că tu poți să-ți faci un calcul, eu te învăț cum să-ți faci un calcul. Gândește așa, la o tonă de miere faci cam 10-11 kg de căpăceală, câtă miere o să fac eu anul ăsta și cam câtă căpăceală o să am la toamnă. Dacă faci 3 tone, 4 tone de miere, cu 30-40 de kg, n-ai unde să te duci să o faci. Nu-ți pornește nimeni cazanul ca să-ți facă 30 de kg de ceară. O pui deoparte și o strângi câțiva ani, 2-3 ani, ca să te duci tu măcar cu 100 de kg. Și atunci, tu în 2-3 ani, o să ai nevoie de foițe și atunci poate trebuie să le cumperi cu bani în comerț. Dacă ți-ai strâns căpăceala ta, care știi tu sigur că e doar căpăceală și crescături și ce ai mai zis tu acolo, nu-ți mai vine să te mai amesteci cu niciun prieten la cazan, pentru că știi cum e vorba aia. O poți să ai așa încredere că vine altul să zică că și el tot căpăceala are. Și ca să fii sigur că ai căpăceală, trebuie să nu te amesteci cu nimeni. Da, pe așa, m-am gândit că zic, hai să mă mai asociez cu unul, doi care sunt mai cunoscuți, dar eu știu, poate au vreun puievăros sau ceva și iar am făcut un căcat, știi? Nu știu, dar nu e vorba de puievăros, că se sterilizează chiar acolo. Ideea e că eu nu zic că sunt și apicultori care sunt prieteni și se asociază și amestecă între ei, eu unul nu m-aș amesteca cu nimeni, nici cu mama, dacă ar fi vorba aia, la ceară să mă amestec cu cineva. Pentru că nu dacă o să am o problemă, nu știu, un roi mai slab, îi se lasă o ramă, chiar dacă e din ceară 100%, la mie o să trăiesc la urmă cu o idee că dacă ăla n-a fost chiar atât de cinstit ca și mine. Și poate că rama aia s-a rupt din cauza la un stup prost, leșinat, nu știu ce s-a întâmplat cu el. Da, da, clar. Păi am să încerc să-mi pun deoparte calupuri. Uite, eu mai barberez ramele de la caturi. Să știi că ce iasă, numai na, că probabil mai pierzi puțin la când vine recolta, știi? Mai am caturile și atunci le răzui și la 100 de caturi spun eu că mi-a scos 5 kg numai așa din barbereală. Știi că dacă au mai multă, cum să zic, umflată rama, știi? Eu n-am de scăpăcitor, eu fac la furculiță, știi? Și atunci altele zbombate, altele cum le descăpăcești, nu? Și mai răzui peste iarnă și să mai adună de acolo niște ceară, știi? La mine ceara e criză pentru înmulțire. Da. Ușor. De-aia am întrebat, că de-aia am văzut doi de Boca. Zic, ce Dumnezeu, că știu că era un băiat aici pe grup, aici pe la pustul erau, pe canalul ăsta. Pe Hangout. Zicea, era zestrea supului, sau cum îl chema. Că nu mai e voie zestrea albinei, zestrea, că e cu zestrea. Și m-am adus aminte, zic, cum naibea, că-s doi de Boca. Zic, e voie? De-aia v-am întrebat. Lasă, că nu e important aia. Sunt mai mulți de Boca, sunt frați, au fost frați, sunt frați, verișori între ei. Nu mai contează. Ideea e că ce să mai... Acum n-are rost să-ți mai faci griji și să-ți mai pui întrebări, pentru că faptul e consumat și tu ai luat faptul. Dacă,
Dacă puneai întrebarea asta de săptămâna trecută, poate puteam să te ajutăm sau să te influențăm sau să-ți mai dăm niște păreri. Acum e tardiv să mai discuți. O să vezi tu la vară ce se întâmplă, dacă o să fii mulțumit sau nu. Eu n-am folosit de la ei, nu pot să-mi dau cu părere. Nici de bine, nici de rău. Ok, nici eu n-am folosit. Nici eu n-am folosit. Am folosit de toate neamuri. Le-am avut și de la sârb de alea cu sau de oaie, naiba. De alea, mă rog. Și de toate nații le-am avut ceară. Dar nu-i de, nu-i de, de viitor chestia asta. Trebuie să ai ceara ta și să, na, să fie cum trebuie. Bine, Ionuț, mersi de informație. Hai că închid microfonul, vă mai las și pe voi. Ba, apropo de ceară, se ia la târg și dracu, cum treabă cu ea, că așa se dobre, e martor, că nu-i mort. Se întreb pe unul, dar nu ăsta, Boca Cioca. Nu știu, unul la întâmplare, că zic, că ai băgat ceva parafină în ea. A, parafină nu. Păi zic, ce, e scump, hă? Nu ia să profit destul cu parafină. Este altele mai ieftine. Bă, parafină zicem noi, că asta știm. Sau asta, da, generic, așa. Asta era la îndemână odată, că zilele trecute eram pe la țară, vorbeam cu un vecin de acolo și cu tata. Hai că l-a întrebat, dom'le, cât, zice, cât vrei pe chir? 32 de lei. Oh, la 32 de lei calitate. Și îmi zicea ăsta tata că ei aveau în fabrică calupuri întregi, vagoane, și vecinul ăsta era șofer pe șa de aia mare și spunea că era de la nu știu ce fabrică de până Ardeal sau nu, că era prin București, de n-avea ce să facă cu ea. Și atunci noi ne-am învățat cu parafina, dar mai pune și altele. Că-s mai ieftine, au alternative, acum se fac atâtea din petrol. Probabil, nu știu dacă poți să spui așa ca o glumă sumbră, tot rău spre bine, adică dacă cu petrolul o să ajungă parafina în poate mai scumpă ca ceara. Da, auzi, Ionuț, fii atent, scuze că te întrerup. Am mai avut un calup de 6 kg, l-am făcut aseară, zic hai să mai fac, să mai duc, știi? Că mai aveam din răzuituri, zic, l-am topit aseară, o ieși galbenă ca și pâinea din cuptor, știi, galbenă, curată, am curățat-o azi dimineața la 5, m-am trezit. Când au văzut, au zis, asta nu-i ceară. Cum zic să nu fie ceară, zic, pune mâna pe ea, zic, sparge în două. Că e prea galben, au zis, că normal trebuie să fie brumată, ceara se brumează. Păi știu și eu, zic că se brumează. Zice, dar când ai făcut-o? Ba, dimineață. Nu ai zis, nu vezi, bă, nene, că asta e udă. Dar fii atent, Ionuț, era numai din tunsul ramelor. Deci am tuns ramele cu cuțitul, dă-i, eu la ceară stau în criză, cum ar fi, știi? Și am tuns ramele, că le-am curățat și răzuituri și, na, cu propolis, cu, bine, că clar că propolisul ăla nu a fost în ceară. Și, da, bă, m-am dat seama. Dar cum tuns, mă, ramele, că nu înțeleg? Mă, ramele de cat, eu totdeauna le tund, le iau din celule, nu le las celulele așa înalte, lungi. Și e? Cum le iei să iasă drept? Le iei pe piaptă sau cum le iei? Eu le iau cu caterul, dar dacă e frig afară... Cuțitul de descăpăcit. Nu, păi, le iau... Nu se spar. Păi nu se sparge, nu, toată celula pe frigul ăsta? Nu se sparge. Celula și rămâi la foaia de fagure, Ionuț. Da, dar nu, neabio. Nu dai până... Stai puțin, Adriane. Neabio, știu, aia înseamnă că răzuie rama. E altă treabă. El a zis doar că le tunde, că le ia, mă rog, vârful la celule. Asta exact. Nu înțeleg, că pe frigul ăsta ar trebui să se spargă. Deci dacă ai dat cu cuțitul sau cu cutterul, trebuie să se sparge celula până în fund. Nu se sparge. Se dă numai vârfurile. Dar nici nu trebuie și cu o sârmă. Dacă ar fi fost ceară, s-ar fi spart acum. Ceara de cad, da, se sparge, are dreptate, Ionuț. La vremea asta, imediat o... Se sparge, dar dacă ai leațul de jos mai lat și pui cuțitul să atingă și leațul de sus și leațul de jos și dai așa în lung, se crapă doar la vârf și apoi scutui rama și rămâne... Exact, Ștefane. Băi, și tu ai făcut atâta muncă la o vie de rame pentru... Omul e în criză de ceară. Păi eu am făcut la toate ramele astea de caturi. Eu le fac, deci ce depășește lateralul ramei, eu ramele, speteaza de sus o am de 18 pe 18, ca să pot să bag degetele, să pot să scot rama afară, știi? Nu-i pe 25 de lată, așa de cat,
Ai văzut că dacă nu poți să bagi degetele între rame, trebuie să bagi de alta și tragi ramă, bagi. Și așa, păi așa și de cap. Nu se crește între ele după aia? Ba, și tocmai de aia o răzui. Nu mă deranjează. Și mai ales îmi ridică moralul când albește la cules. Eu am avut rame de 2 și le-am stricat pe toate ca să pun de 2 jumate, că nu mai suportam crescăturile alea dintre ele și tu le-ai și mai înguste. Păi mie îmi place, mai ales când le albește, când văd zăpada aia, îmi crește moralul un lucru, știi? Pune 9 rame în cap, ți le umflă mai mult și le tai la nivel cu cuțitul și faci și mai multă ceară. Și nu ne mai iei la muncă să faci munca aia de chinez bătrân să le tunzi. Dar nu, ea e pe 3,7, știi, rama. Deci nu e pe 41 să-ți intre 9. Păi nu, speteaza da, de sus. Da, mă, pui distanțiere de 9 și bagi 9 de 3,7. Că nu trebuie să se lovească Hofmann în Hofmann, că stau pe distanțiere. Nu, Ionuț, dragă, de 3,7 lățime Hofmannul, da? Băi, Adrian, băi, eu te-am înțeles pe tine, tu nu m-ai înțeles pe mine. Pune distanțieri de 9 rame în cat și pui 9 rame de alea cu Hofmann de 3,7, pentru că alea țin ramele. Nu trebuie să stai ramele lovite Hofmann în Hofmann. Tu zici de peaptă în deala, de tablă? De ăla, da. Nu-mi place. Păi e mai simplu. Știu ce să mai... Dacă ai să încerci, ai să vezi care are dreptate Ionuț. Eu știu, nu zic că nu-l contest, Doamne ferește, dar nu-mi place parcă ideea cu piaptă în deala. Piaptă sau sunt pe lateralele stupului, poți să prinzi niște tăblii, niște table care sunt decupate fix la 9 intervale. Alea sunt, se numesc distanțiere. Da, distanțiere de alea. Dar n-am folosit niciodată. Nu am. Sau cum face Mărgărit fără nimic. Încă n-avem experiența aia. Păi, nu, ce zice Ionuț? Mărgărit nu-i mișcă supii. Ăsta, Adrian, dacă pleacă cu ei în pastoral, e cam nasol să-i cu 9 rame fără distanțier. Am folosit eu distanțierul. Am folosit eu cum folosește Mărgărit, mi-am făcut distanțieri de 9 rame și dacă nu ai cules puternic sau familie puternică, îți cresc faguri printre ele. Deci, faguri adiționale, adică pe lângă fagurile care le-ai pus tu chiar și crescut, îți mai crește încă unul între ele. Îți face limbi de alea, știu că îți face limbi, da? Ce am vrut să zic, eu, de exemplu, anul ăsta nici n-am dat din caturi, n-am răzuit absolut deloc propolisul. Eu nici nu adun propolisul. Pentru asta ca e să un lucru foarte bun să știi. Nu l-am adunat din cauza că am vrut să-mi intre 10 rame fix. Că n-am făcut în viața mea pastoral, vă spun sincer. Deci, spre rușinea mea, asta e, dar n-am făcut. Și am zis că dacă mă duc în pastoral, acum aș vrea să fie cât mai fixe ramele, că nu știu să nu-mi bălengăre, să-mi prindă matca, n-am găiat Hahnemann sau... de genul și zic să agită și umblă pe acolo și zic nu le mai răzui, le lasă intre fix. Cram are 37 și Vlad are 38 interior, zic numai bine intra la fix, știi? Oricum propolisul ăsta moaie când dă căldura. Adrian, dar să știi că te-am auzit vorbind de bol mai devreme, că ai zis că ți-e teamă, să știi că e foarte bine să nu cureți. Și roii ar fi bine să-i faci în lăzi vechi și să nu arzi lăzile și așa mai departe. N-am înțeles întrebarea, dacă puteți să repetați, vă rog. Nu era o întrebare. Spuneam că ai făcut foarte bine că nu curezi propolisul, pentru că ai vorbit mai devreme de boli. Faptul, cu cât e mai mult propolis într-o familie de albine, cu atât e mai sănătoasă. Presiunea infecțioasă e mai mică asupra lor. Mă, sincer să spun, acum nu vreau să contrazic, da. Eu am înțeles că ceara și propolisul duc mai multe boli în stup. Acum nu vreau să duc în contradictoriu. Eu spun ce scrie în literatura. Eu e foarte bine, știu că antibioticul natural și da, știu, înțeleg. Mulțumesc de informație. Deci spun că s-au făcut teste.
Nu, sunt teste recente care s-au făcut pe familii. Sunt anumiți cercetători care recomandă și să scrijelești cumva peretele stupului ca să depună cât mai mult propolis. Adică să dai ca un fel de șmidger până să nu fie lucios. S-au făcut teste, sunt cercetători, da, da, okay. Cercetări sunt științifice, da. Sunt de luat în temă. Am zis ce am citit, eu n-am făcut eu, dar eu nu curăț propolisul și nu dezinfectez lăzile cu nimic. Le curăț cu Dalta de diverse crescături sau ce mai au pe pereți și la revedere atât. Eu fierb ramele, să vă spun sincer, ce rame fierb eu în solă caustică, fierb ramele care au fost negre ca și cauciucul la mașină, deci care vin topite în sodă caustică, și mai fierb ramele care unde am avut bezmetici. Că ați văzut că la bezmetici se mai împute puietul, mai zici că e ca un nu-i văros, dar zici că bate spre văros. Dacă ați observat. Ați văzut că nu mai crește trânturii cum trebuie, se împute puietul, se scade albina și atunci alea le mai dezinfectez. Deci puietul, văros. Bezmeticul, stupul bezmetic, ramele de la bezmetic și ramele de la ramele negre, care sunt, acum dacă a fost albă și s-o lăsa de la căldură sau că a fost ceara proastă, nu le mai fierb. Eu le ard cu totul. Tot ce topesc, ard. Păi, eu nu ard, okay. Eu le ard că adică muncesc mai mult să le curăț. Eu folosesc foiță de plastic. Dar nici ramele vechi care le am de așa, nu, le ard că mi-a mai mult timp să stau să le curăț de ceară și să le așa, să-mi intre foița după aia în canalul ăla, decât mai bine cumpăr altele. Că, da. Da, fie, da. Bine, eu am 50 de stup și... Da, eu am ales varianta asta că eu, cu 400 de rame într-o zi, cam așa am făcut. Într-o zi 400 pot să fierb în sodă. Da, undeva care e soluția aia de sodă? Poftim? Soluția de sodă, cum o faci? 3% de sodă. 3 de sodă și 100 de apă. Vezi că era 4%? Vezi că era 4%. Eu bag 3%, dar fii atent, Ionuț, cum fierbe. La fiecare găleată de apă mai bag jumătate de kil de sodă. Știi? Deci până termin într-o zi, bagi vreo 6 kg de sodă. Știi că mai se evaporă, îți dai seama cu fierbea, o clocotești ca și cartaboșul. Și după aia le clocotești cu apă rece? Da, le bag în rece. Păi și eu tot nu înțeleg, dacă tot le... Poftim? Cât timp le ții în soda caustică clocotită? Undeva la 20 de minute și 15, dacă clocotește, că de multe ori clocotește de peste foc. Păi dacă nu neutralizezi după ce scoți din sodă caustică, mai bine te lași de sportul ăsta. Da, păi? Eu nu înțeleg, dacă tu le fierbi, de ce le mai dai și cu sodă? Nu, eu în sodă, eu în clocoteală bag sodă, în apă. Păi, am înțeles, dar că de nu ce mai faci, mă? Păi dacă tot le fierbi, le fierb la 100 de grade cât fierbe apa, de ce mai pui și sodă? Că dacă tot fierb, dezinfectezi cumva. Poate că nu mor sporii de locă, dar dacă n-ai locă, n-ai cum să... Dar n-am loc, Doamne ferească! Băi, Adriane, băi, vezi că ăștia care mai foloseau, eu n-am folosit niciodată, pentru că eu ramele când le scot din stup și tai fagurile, le folosesc ca să topesc ceara. Nu le mai bag înapoi. Dar ăștia zic că folosesc două feluri de sodă. Sodă caustică și mai încă un fel de sodă. Calcinată. Este și calcinată, dacă vrei să bagi. Adrian, ascultă-mă aici, dacă vrei să faci, cum zic, faci o soluție de sodă, că faci sodă caustică, fosfat trisodic și sodă calcinată, sau faci sodă caustică și sodă calcinată, sau faci doar sodă caustică, după ce le fierbi, le bagi în apă și după aia le bagi într-un un acidifiant. Chiar dacă nu ai altceva, oțet. Faci cu un grad de 10% de aciditate, îl bagi în el, după aia iar îl clătești cu apă și l-ai pus la soare. No, dacă faci așa, neutralizezi soda din lemn. Dacă nu faci așa, îți intră soda caustică în lemn, ceea ce albina o să-ți curețe de acolo și nu e bine și nu e sănătos și o să-ți moară. Bă, să știi că m-am gândit la chestia asta, fii atent și Nagi. Deci după ce le-am, fii atent, că ai dreptate, perfectă ce spui. Și eu chiar m-am gândit la chestia asta.
Deci după ce le-am scos, le-am clătit, le-am pus la zvântat, le-am stivuit, dar în curte, deci clar, să bată vântul, să știi că se pune un fel de brumă de alea pe ele, zici că e... Aia e sudă, aia o să-ți omoare albina. Tu, eu mai repet o dată, și tu mă asculti dacă vrei. Da, te ascult. Dacă scoți din sodă, următoarea manevră e în apă, următoarea manevră într-un acidifiant, următoarea manevră... Acidifiant, nu înțeleg. Soda caustică are un pH alcalin. Și soda tu trebuie să-l neutralizezi. Trebuie un acid. Îți trebuie un acid ca să neutralizezi soda aia ce vezi tu acolo cu brumat. Trebuie să-l bagi într-o, să zicem, apă cu oțet. Da? Da. Oțetul este acid. Și o să-ți mănânce soda de pe lemn. După aia speli și oțetul ăla și după aia îl pui la soare. E altă ramă și faci procedura asta din nou. Sau pachet de rame sau set de rame. Chimic, așa îl cureți. Sau forme, dar e mai scump. Naghi, mersi de informație. O să te caut pe Facebook când o să mai fac, că nu o rețin acum din cap. Dacă poți să mă... Asta vreau și eu să zic acum, să zic, să repet ce ai înțeles. Eu știu că e o târzie, dar zi tu ce ai înțeles din ce să spun eu. După ce le fierb, le hrătesc în apă și după aia le bag într-un fel de, ca un fel de acid care se luptă cu soda asta, de fapt, să o curețe. Așa da, am înțeles. În regulă. Păi și procentul la procentul cât este? L-ai reținut? Când faci... Nu mai... Dar Adrian, ascultă-mă pe mine să reții. Ia cartea lui Volcinski, uită-te la dezinfecție, la material, cum zice, la inventar apicol și acolo găsești cuvânt cu cuvânt, virgulă cu virgulă. Și nu mai reții nimic, te uiți când ai nevoie, pagina 317. Pe bun, și soluția care e? Că eu nu înțeleg totuși. Care soluția e că tu ești tâmplar. Pune naiba mâna, ia-ți lemn și fă-ți dracu rame și nu te mai chinui cu... Un litru de oțet la 10 litri de apă. Așa e mai simplu? Da. Așa. Și clătesc ramele. Da. Vezi că oțetul e de 9 și de 5. Oh, nu mai încurca memoria, că așa numai șuruburi am în cap acum. Apropo de oțet. Adrian, ia puneți tu întrebarea, că ăsta, Naghi, ți-a zis că un litru la 10 de apă, dar dacă tu o să ai bazic de 30 de apă. Mă lasă dracului, că ta matematică a învățat profesorul. Dar dacă tu ai bazic de 30 de litri și va trebui să pui 30 de apă și 3 de oțet, unde mai pui pe aia de oțet, că nu-ți mai încap un bazin? Exact. Doar 30 de litri. Păi ia în calcul toate problemele. E complicată treaba, da. Și mai bași și rama și să mai umflă apa. Am și o întrebare, da. Pentru Adrian, dar ramele nu le scoți de la tine din stup? Da, domnule, dar eu dacă am vrut să fac chestia asta, crezi că cum am frică de mine sau ce, Dumnezeu? Și când, da. Când depozitează lumea, le scoate din stup și le pune și la iarnă, la primăvară le bagă înapoi. Ce ar însemna cum să, nu știu, eu nu dezinfectez niciodată. Da, am făcut chestia asta așa, da, pentru... Ai făcut-o că n-ai avut ce face. Exact cum ți-a zis David. Tu scoți acum niște rame, să nu mai punem în caturile, că oricum e catul vara, e catul toamna, îl pui primăvara, nu mai pui pe aceeași familie. Dar să zicem că na, poate alea-s rame de ca și-s mai curate. Dar și ramele de cuib. Mai scoți rame de cuib, le duci din magazie, primăvara le încurci. Dacă tu faci operațiunea ta 2-3 ani la rând, de ce în al treilea sau în al patrulea an, când ai tăiat fagurile și pui altă foiță, trebuie să o dezinfectezi? Pentru că tu oricum ai plimba rama aia din stup în stup an de zile. Eu am luat rame cu miere de la stupii morți și le-am pus la alt stupi. Și n-au fost nicio problemă, n-am avut. Bine, nu ramele unde a fost puietul, ramele cu miere căpăcită, din stup mort. Am luat dacă o fi fost mor de foame sau dacă o fi fost mor de păduchi, automat că n-are nicio treabă rama aia. Dacă am luat miere de el, de foame n-are cum să moară, da. Auzi, Ionuț. Ionuț, scuze. Indiferent, și ne-ai Ilie, nu contează. Da. Auzi, că toată lumea avem pe zmetici peste vară, că asta e natural, că n-ai ce să faci. Da, și eu am avut, da.
când scoți ramele și n-ai timp în sezon și le clădești una peste alta, mie mi-e groază așa că se puietul ăla să-mi pute și dacă nu... Dar eu nu scot ramele, eu știi ce fac cu familiile bezmetice? Le iau din locul în care sunt ele, eu îi țin pe paleți, le iau și le mut undeva într-un colț al stupinii și îi las acolo, scot toată mierea sau ce rame mai sunt bune din ei, las cu 3 rame acolo, 3-4 rame, până toamna și dispar singuri. Adriane, câți bezmetici găsești într-o vară, într-o stupină? Bă, nu vreau să te mint, poate o să mă fac de rușine, dar cred că am avut vreo 20 anul ăsta. Anul trecut. 20? Caută sursa, că am avut 2 în câțiva ani. Sursa ele, că lucrează în apă, dar și eu știu, cred că omoară măcile sau ce... Dar în fine, acum la 20 de stupi... Nu, probabil sursa-s eu, vina mea. Ce? Hai că dacă dai o bere, spune cum să faci, să nu mai trebuia să se dezinfecteze, să nu se împută puietul ăla. Să le bag cu sare în apă? Cu motorină, mă. Scuturi bezmeticul afară, scuturi albine afară și ramele le pui pe sunt sub regulă. Și ia să trânturi acolo, nu să mai strică în rame. Adi, îți dau o bere. Când ne întâlnim, îți dau o bere. Am făcut și eu problema, am făcut și eu la fel. Eu nu recomand să scuturi stupul bezmetic. Eu am scuturat stup bezmetic, s-a dus albina la alt stup și mi-a bulit mătile. Eu de-aia nu scuturi. Când a zis afară, era impropriu. Asta unul. Dacă tot vrei să salvezi ramele, poți să o bagi în congelator câteva ore. După care îl pui într-un stup și ți-l curăț. Dă-le naibii că nu mă uit la 7 rame. Eu am zis dacă vrei, eu am încercat și metoda asta. Am scuturat stupul, am luat ramele așa cu puietul ăla care era puiet sănătos de trântul. L-am băgat în congelator, l-am băgat într-o familie, în cat și larvele mor dacă le-ai băgat în congelator, nu? Câteva ore gata. L-am băgat și le-a scos, dar au fost foarte agitate și n-am mai făcut treaba asta. Acum îl las să moară într-un colț acolo singur și gata, păi da. Da, nu se bagi în congelator, pui direct ramele, pune-o sănătos, să-i cruzionezi trântului aia. Păi, da, de ce să-i cruzionezi să-mi umple mie? Dar nu, chestia ce a zis-o Naghi, îi de băgat la cap, trebuie să am înțeles-o. Adică? Ce-a zis-o Naghi, cu oțetul, cu dezinfectatul, nu că eu mi s-o cam albit ramele alea cu sodă. Și eu am mai făcut și anul trecut, le-am băgat în stup așa, ca bolovanul. Numai că anul trecut m-am mai și încurcat că am mai pus și zincată de milioros soda. Că mai fost pe cap, să știi, soda de aia. Dar ce-a zis Naghi, o zis bine omul. Trebuie bine băga la cap, o zis bine. Cu un litru de oțet și 10 de apă să le neutralizez. Adrian, dacă nu le duci la institutul de la Măgurele, auzi. La Iras, am discutat noi despre asta. Eu zic ce ai îndoiel să le pui pe foc și restul să le bagi așa cum sunt, să le cureți și gata. Deci nu ai ce bol să iei, mai ales dacă le faci la 100 de grade, numai loca rezistă. La 100 de grade, sporii de loca rezistă. În rest, n-ai ce să bol. Dacă nu ai boli în stumire, n-ai ce să... Nu am! Deci nu am. Și atunci, care ar fi problema? Dacă sunt pete de diaree, da, atunci să zici, domnule, îi bag în... Nici diaree, eu am avut bezmeticii că mi se păreau mie puietul ăla că se nu era ăla, da, ăla da, crește în toate felurile. Mă rog. Și atunci o da, albina 20 de bezmetică. Ăla... Spune. Da, la 20 de bezmetici ai problemă, dar vezi care e problema. Tratamente, ce tratamente le faci tu? Că poate scrapă mățile de la tratamente sau de la soda aia care ai folosit-o, sau nu știu. Adrian. Da, poate... hidroxidul de sodiu e periculos, mă gândesc, atmosfera aia de la soda caustică. Da, că, normal, dacă ai omorât matca în mod accidental, el își trag matcă, își trag de salvare dacă au puiet, nu? Și n-ar trebui să ai 20, ai 2, că le-ai rupt de două ori boțile, că eu știu, ți-au roie și să fii sigur. Mai întâmplă și accidente de genul ăsta. Dar nu eu, ce fac ramele așa le fac în februarie, ianuarie, așa, deci le fac, le fierb, nu în sezon. Înțelegeți? Spuneai că nu folosești gratii Hahnemann. Da, nu folosesc. Nu folosesc că... Fie și asta o cauză. Atunci când extragi, să nu fii atent și să scuturi mătcile. Nu, bezmeticii, nu mi se întâmplă de asta.
La roi, când fac roi. Nu, doamne, nu rămân eu fără măci în stupi așa. Când fac roi. Păi și cum roi? Păi faci roi și nu mai dai pe la el? Faci roi și lași așa să treacă. Stai puțin, Adrian, dar cum faci tu roi? Eu? Da, cum faci roi? Pur și simplu, normal, logic. Așa, cum se fac roi, în mai multe variante. Păi cum, depinde, iei roi? Și matca, Adriane, nu, că nu cresc, zi. Adriane, Adriane, ceea ce e logic nu e și corect. Zi cum îi faci, da, cu boși de salvare, cu boși de roire, cum îi faci? O întrebare mai simplă, când verifică împerecherea măcilor? Nu cresc măci, eu am făcut din roire. Nu, dar în roi, nu verifici dacă matca s-o împerechează. Când îi verifică, sunt deja bezmetici. Eu le mai bag. Auzi, când mai intervine așa, când ăsta mai bag câte o ramă la cu ouă, știi, să-și de control, cum ar fi vorba. Nu se mai împerechează altele. Am și prigorii pe aici și am un poligon plin de găuri, de prigorii, de mama naibii. Adrian, dar tu nu ai pe cineva în zonă, am înțeles că tu nu faci, că sunt care nu își fac. Tu nu ai pe cineva în zonă care să te duci, de la care să te duci să cumperi boci? Bocile sunt ieftine și poți să iei, na, destule. E și asta o variantă. Eu zic că e cea mai bună variantă. Pentru că dacă stai să calculezi, din momentul în care tu bănuiesc că îi rupi în două sau iei rame cu puiet și le pui și trag boci de salvare. Nu neapărat îi rup în două. Tu iei de acolo rame și își trag boci de salvare și își cresc ele matca. Nu fac de salvare, eu nu fac boci de salvare. Și atunci cu ce folosești? Cu boci de roire? Nu fac. Eu, de exemplu, mai făceam roi, de exemplu, luam din trei făceam unul, sau eu știu. Sau, de exemplu, acum am 150 de familii la ora actuală, am zis că nu mă fac 50. De unde e matca? Lasă-i dracu. De unde e matca? Dracu să-l facă roi. Spune din ce țese matca, nu cum îi faci, din ce îi faci, din trei, din cinci, din spate. Spune din ce țese matca, din vodcă, dă roile sau din ce. Bă, stați așa, hai că ne bezmeticim și noi cap de la așa bezmetici. Mai avem subiecte serioase sau, stai mă, mai avem subiecte serioase sau gătiți life-ul? Pa, noapte bună! Noapte bună! Așa rămâne, noapte bună, sănătate!